mulțumesc mult și mai cu seamă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru liturghia de azi dimineață, care a făcut atâta oară și atâta oară să simțim că de fapt biserica este una sfântă, sobornicească, apostolească și românească biserică, încât n-am putut decât să mă bucur până la capăt. Să descoper odată în plus că ce spuneau colegii mei de facultate arădeni, nu dăm exemple și nu arăt cu degetul, aveau dreptate. În ciuda faptului că e o lume cosmopolită vestul, în ciuda faptului că Aradul, Timișoara, e o lume așa, pare dezbărată de multe lucruri, nu și-a pierdut biserica, rămâne ca păstorii să fie conștienți că oamenii nu au pierdut biserica. Și când zic asta, spun și către mine, arăt cu degetul spre mine, sper să fiu suficient de conștient să știu că nu s-a pierdut biserica. E sentimentul pe care l-am trăit și la Michereci, dincolo de gard un pic. Atunci când întâlnindu-i pe românii de acolo, mi s-a părut că văd niște arădeni care vorbesc cu ungurești de strașnic de bine. Așa că vă rog frumos, când spuneți pentru românii de aici, de pretutine, să știți la cine vă referiți și cui vă adresați rugăciunea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc iară pentru faptul că n-ați lăsat biserica singură. Popii avem ideea așa de conferințe, dar nu ne-ați lăsat singuri. Azi la liturghie am simțit același lucru, iar parastasul de astăzi de la liturghie, am spus doamnei primar, căruia i-a sărut mâna, am spus că am căutat din priviri care e familia părintului Iasei, preotului care e pomenit. Și văzându-o așa cu lângănenia Simion acolo, tristă, dar bucuroasă în același vreme, mi-am dat seama că ce mare e familia părintelui Iasei Neboca. Poate de aceea e foarte greu să fie canonizat părintele, pentru cei care nu gândesc la părintele Arsenie ca la un membru de familie, o să-i deranjeze toată istoria vieții lor. Și sunt convins că Dumnezeu va rândui în așa fel încât conferința noastră de astăzi să fie un gând în plus la canonizarea părintelui. M-am gândit foarte mult, aseară am fost într-o altă conferință, nu foarte departe de aici, în apropierea Timișoarei, și le-am spus și celor de acolo. M-am gândit foarte mult ce a accidentat, de fapt, prezența părintelui Arsenie în mijlocul nostru. Sigur că până în 90 era mai dificil. Mijloacele de comunicare erau totdeauna cenzurate. Deși să știți că sunt convins că au fost mulți oameni de calitate și în vechile structuri care știau foarte bine despre părintele Arsenie și l-au îngrijit cât au putut de mult. Eu știu cazul fratelui Traian Dors, care e mai aproape, dinspre Beiuș. Și țin minte și acum că șeful securității de acolo, din Beiuș și apoi din Oradea, se convertise efectiv și devenise prieten cu fratele Traian. Pentru că sfinții au această calitate de a converti oamenii. Eu sunt convins că părintele Arsenie a reușit să convertească suficient de mulți oameni încât din dragostea lor să mergem mai departe cu fruntea sus. Dar să știți că vina principală o purtăm noi, creștinii de rând. Atâtea mituri am făcut în jurul părintelui. Am sughițat și a venit părintele, mi s-a zbătut ochiul drept și a venit părintele, mi s-a sculat părul pe cap, a venit părintele, mi s-a culcat părul pe cap, a venit părintele. S-a deschis ușa la vânt, de parcă, da, sigur e de la părinte. Adică atât de mult am influențat negativ. Acum o să folosesc un cuvânt neduhovnicesc, cu băbătisme, prezența părintelui Arsenie în viețile noastre, încât pare joacă de copil ce poate să facă la un moment dat minciuna în ceea ce îl privește. Am ales pentru seara aceasta să vă pun la inimă câteva versete, citate, că nu poate fi versete, citate din părintele Arsenie, care să ne ajute împreună să privim în adâncime. Să vedem tot conținutul de mărturie. Eu, ca tânăr duhovnic al Facultății de Teologie și apoi ca profesor de început de carieră, am scris o carte cu care sunt tare bucuros până astăzi, Să ne rugăm 7 zile cu părintele Arsenie. Și mie mi-a prins bine că unii cred că noi trebuie să scriem cărți ca să devenim profesori. Eu am pornit de la principiu că scriu cărți ca să mă simt și eu bine. Că, și ca la predică, trebuie să pice și mie bine ce zic, nu numai la toți cei din jur. Și atunci am înțeles pentru prima dată ce greu e să găsești conținut teologic în unui om la care toată lumea caută, cu ghilimele de rigoare, magia. De altfel, părintele aseară citeam în începuturile vieții spirituale, părintele și spune că oamenii sunt dedați astăzi mai mult către spectacular, să caute cât se poate de mult magia, excepționalul, focul de artificii. Dacă vă întreb ce rămâne din Crăciun, o să-mi spuneți magia Crăciunului. De parcă a fi găina medie aia, că totul e magie și la găina aia. Iau praf de pe tobă și ne fac borș de supă și noi suntem fericiți. Adică vreau să înțelegeți că părintele Arsenie este dincolo de acest aspect pe care îl vedem, să-i zicem fenomenologic, este prezența lui Dumnezeu în mijlocul unui popor,
suficient de oropsit și atunci și acum, suficient de lipsit de verticalitatea ale Harului și atunci și acum, și că, de fapt, nevoia de a se nieboca, trebuie să răspundem celor care contestă, nu vine dintr-o toană, ci vine dintr-o nevoie fundamentală. Eu știu, de exemplu, la Rădăuți, cum omul care m-a contestat în timpul conferinței era un om foarte duhovnicesc și spunea tot ce se putea spune împotriva părintele Arsenie, a alergat după mine și după prietenul meu, Romeo, cu toporul într-o pungă de un leu. Adică măsura duhovniciei lui a fost dată. Un leu și un topor. Atât. Vă dați seama prin ce a trecut părintele Arsenie, dacă noi cei care din când în când ne permitem să spunem că are o oarecare aură de sfințenie, deranjăm atât de mult oamenii. În al doilea rând vreau să vă spun un lucru. Dacă un grup de copii înțelege sfințenia unui om, să știți că cel mai mult se adresează capacităților de a vedea dincolo de ceea ce vedem noi. Vă dau un exemplu. Un grup de tineri copii, au ajuns într-o biserică și au fost invitați să se uite la toate vitralile de acolo, de pe... Era, sigur, nu era o biserică ortodoxă, că la noi nu facem vitralii, că dăunează grav sănătății. Și la un moment dat, când au ajuns așa să se uite acolo frumos și au văzut cum trece lumina, erau bucuroși, s-au întors la școală și i-a întrebat profesorul lor de cateheză. Zice, ia spuneți-mi, zice, acum știți să-mi definiți ce înseamnă sfinții? Zice, da, a zis un băiețel. Eu știu că sfinții sunt oamenii prin care trece lumina. Vreau să vă uitați un pic la părintele Arsenie și spuneți-mi că ați văzut o umbră în tot ceea ce a susținut el ca om, în tot ceea ce a dăruit el. Tot timpul pune în valoare pe mai departe omul de lângă el. Îl pune în valoare pe Dumnezeu în raport cu omul și ne învață odată în plus să ne cunoaștem limitele. Ca să nu mai lungesc vorba, pentru că în pauză o să mai ascultăm niște colinde și apoi am să vă rog, dacă aveți întrebări, să le adresați, veți primi mijloacele de comunicare a întrebărilor. Am să încep prin a vă aduce aminte din cuvinte vii un citat mai întâi. Adâncimea sau superficialitatea lui Dumnezeu într-un om o poți cunoaște mai bine din lucrurile pe care le cere decât din cuvintele pe care le spune. Astfel, unii nu-i cer nimic, alții îi cer nimicuri. Unii îi cer socoteală, alții îi cer lui Dumnezeu să facă el ce vor ei. Tot râd și mai glumesc, așa spun, că biserica a ajuns un fel de ajepis. Vor toți câte un loc de muncă. Dacă dai un loc de muncă, unul mai bun, dacă se poate, mai bine plătit, mai... Să moară capra vecinului, asta nu mai e de mult, că acum nu mai are nici vecinul capre, că cumpărăm de-a gata. Și toate aceste lucruri în care ne-am crescut un creștinism foarte superficial, un creștinism al greșelii celuilalt. Zici că noi înșine suntem, parcă am fi presa. Jucăm pe greșeala adversarului. Și îl executăm cât se poate de repede public, sărim la gâtul lui, batjocorim cât se poate de mult. Ori în Hristos nu e așa. Ce ne învață Părintele este că e o doză de superficialitate neadmisă unui creștin să nu știi ce să-i cer lui Dumnezeu. Eu, de exemplu, m-aș ruga din 24 februarie pentru pace, nu doar pentru pacea de sus. Cine n-a trecut granița să vadă ce se întâmplă în Ucraina, crede că glumesc. Unii chiar până în zilele noastre, cred că nici nu-i război acolo. O făcătură, un complot, știm noi. De unde știți că n-ați prevăzut nimic? S-au băgat atâtea milioane de euro în tot felul de campanii de preîntâmpinare a războiului, dar habar n-au avut nimic. Jumătate din cei care astăzi ne spune cum stă vorba. Ați remarcat că la COVID am avut într-o săptămână, dintr-o dată, toate platourile au prinse de specialiști. Unii acolo, în platou, au zis că avem doi plămâni. Că ziceau, sunt bolnav de plămâni. Care, bă, stângul sau dreptul? A, sunt doi, dar ei peste noapte au devenit experți în pulmon. Erau cei mai mari medici. Ăștia, cam 40, mai bine de 90%, au devenit mari specialiști în războiul din Ucraina. E drept că noi românii nu trebuie să avem decât soldați să aducem de la NATO, că generale avem prea mulți. Dintr-o dată am constatat că nu e așa, nu știm ce să cerem. Am fost martor în momentul când în graniță peste Tisa a trecut o mămică purtând în brațe după 1000 de kilometri un copil. Nu știu dacă era băiețel sau fetiță, că n-am mai apucat să văd. L-a ținut în brațe 1000 de kilometri. Pentru ăștia care filmează numai ce vor ei în graniță, atenție mare că minciuna e păcat împotriva Duhului Sfânt. Dacă te dai creștin și minți, nu ești creștin. Și chiar dacă îmi îngădui să fac o glumă, nu ești creștin nici măcar când parchezi în locuri interzise. Și asta denotă că nu ești creștin. Ei bine, la un moment dat,
Mămica aceea este preluată de băieții de la poliția de frontieră, o preiau ei, după aceea imediat intră în brațele doamnei care reprezenta direcția de protecție a copilului, lângă era o doamnă asistentă, ceva din spate venea deja o doamnă medic și erau câțiva de la Crucea Roșie în apropiere. Când și-a desprins copilul de ea, a început să urle, dar nu un urle din ăla obișnuit. Un urlet cum n-am auzit niciodată. I s-a spus că e copilul în siguranță, dar ea de aia urla. Nu-i venea să creadă că e copilul ei în siguranță. Asta înseamnă să știi ce cer. Să cer ca tot ceea ce ai în brațe să se împlinească în siguranță. Toate superficialismele noastre. A, acum vreau niște geamuri care să se deschidă așa. La anul vrem unele care să se deschidă uite așa. Acum vrem piscină cu pătavanul. Mâine, poimine, dacă nu o să avem de astea, să-mi ziceți mie cuțul. Piscine cu fundul în sus nu-i de zis, că așa cu fundul nu-i bine de zis nimic. Constatăm tot timpul că cerem lucruri care, fără îndoială că sunt realizabile, dar nu ne sunt necesare. O generație întreagă de părinți au construit case cu câte 11-12 camere, în speranța că le rămân copiii cu ei și le umplu. Și a rămas România cu satele goale și cu satele și cu casele la fel de goale, de îi mănâncă singurătatea pe oameni, în palatele în care au sperat să-și construiască și să-și țină copiii acasă. Al doilea gând pe care vreau să vi-l pun la inimă tot din Părintele Arsenie este unul care mie mi-a plăcut foarte mult. E mai plăcută lui Dumnezeu și e mai auzită strigarea minții și a inimii decât strigarea gurii. E tot din scrieri inedite este aceasta. O repet. E mai plăcută lui Dumnezeu și e mai auzită strigarea minții și a inimii decât strigarea gurii. Suferim multe nedreptăți într-o zi. Unele le merită în fie vorba între noi. Vă rog să nu vă plângeți la Dumnezeu că vi s-au desprins unghiile puse la coafor, da? Deci asta e la altă secție. Sau supărați că ultimul răgne de mașină pe care aveți, pompa mașinii s-a înfundat și în 5 minute au rezolvat. Să fiți serios. Dar în mod normal, este foarte clar că partea de nedreptate pe care o suferim ne schimbă sufletul. Am cunoscut în anii din urmă foarte mulți deținuți politici. Dumnezeu să-i țină în viață pe cei care avem și să dea Dumnezeu să deschidem ochii într-o dimineață și în Sinaxar să vedem duminica deținuților politici adormiți în dreaptă credință. Asta când ne vom recăpăta libertatea pentru care i-au luptat cu totul. M-am uitat la ei. M-am uitat la familiile lor, multe dintre ele. Am cunoscut deja a doua sau a treia generație. Niște strănepoți de ani nici nu știau. Când te duceai la bunicul să-l îmbrățișezi, nu înțelegea de ce. Nu înțelegea de ce la moartea lui un sobor mare de preoți îl pomeneau ca pe un erou. El, habar n-avea. Bunicul lui făcea orezul cu lapte. Se pricepea la orezul cu lapte. Oamenii ăștia n-au reușit să urască, nici când au fost puși să urască, dar minte la vremea în care ura era interzisă. Și am constatat că, de fapt, motorul care ne ține ca națiune și din care putem să ne restaurăm ca oameni este atât de simplu construit în inima noastră încât, dacă nu-l folosim, suntem păcătoși împotriva Duhului Sfânt. Părintele Ioan, cel care a fost duhovnicul Maicilor de la Vladimirești, a ajuns la un moment dat să fie purtat de către securitate dintr-o unitate penitenciară de la Gherla la Aiuci și de acolo la Fortul 13. Și pus acolo într-o perioadă în care se anchetau situațiile care se desfășurau la Pitești, în așa numitul fenomen Pitești, care numai fenomen n-a fost. Și în momentul când era acolo și trebuia să fie mutat înapoi la pușcăria de la Gherla, am vorbit prea prețios cu unitate penitenciară, acum sunt unități penitenciare. La un moment dat i s-au pus la dispoziție niște cătușe cu care să fie transportat. Și s-au oferit cătușe rusești, alea adevărate, că nu se mișcă și nu fac nimic, și unele cătușe americane. Alea americane aveau un ghivind. Dacă te hățânai pe ele, se strângeau tot mai tare până aproape ajungeai cu mâinile la tălpile picioarelor. Părintele, în ciuda experienței lui din penitenciar, nu s-a prins din prima. Iar gardianul cu exces de zel, vorba părintelui Steinhardt, ce n-am nimic cu gardienii, dar mi-au displăcut întotdeauna gardienii cu exces de zel, și aș putea să zic până în zilele noastre, da? Îl tot împingea, îl lovea, îl pălmuia, el a căzut în noroi, s-a lovit, l-a umplut de sânge. Toți ceilalți aștepta ca părintele să reacționeze, să zică ceva, să se disculpe, să se ia de ăla. Era posibil în vremea aia. Părintele s-a ridicat în picioare în mijlocul noroiului și în mijlocul neînțelegerii celor din jur care așteptau să riposteze. Și în picioare a zis,
Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Și lumea a tăcut și gardianul a înțepenit. Părintele s-a spălat, a urcat și și-a continuat pedeapsa. În mijlocul urii, singura armă să te apere iertarea. În mijlocul călcării în picioare, singurul mod de a rămâne în picioare sunt genunchii pe care pleci la rugăciune. Când lumea te admiră, te ferești să nu pici între palmele celor care te aplaudă. Iar când lumea te înjură, îi mulțumești lui Dumnezeu că o parte din scuipat trece pe lângă tine, nu te nimerește din plin. Echilibrul creștin asta ne învață. Să învățăm să primim recunoașterea și nerecunoașterea ca pe o binecuvântare. Și să luptăm pentru ca ea să rămână de partea noastră. Un alt gând al părintelui, acum trebuie să spun că mie asta îmi place cel mai mult dintre toate. Spune așa. Întristarea e chipul unui suflet cu luminile stinse. Practicarea vieții noi, așa zice părintele. Auzi, mai zic o dată, poți să mai zic o dată? Că îmi place. Întristarea e chipul unui suflet cu luminile stinse. Ați văzut de foarte multe ori creștini de ăștia cu punga în gură, cu patru perechi de pune, care ne vorbesc despre cum vine sfârșitul, ce face sfârșitul, cum ne calcă în picioare. Vai, ce le-au ridicat mingea la fileu și COVID-ul și vreau zbăi, experți în toate. Au prins și ei vreo două, trei înregistrări pe canalele americane și le-au tradus în cască și vin să se dea Sfinți Părinți. Atenție! Atenție! Sunt niște nefericiți. S-au mulțit Cristian Tudor Popescu în toată Biserica Ortodoxă. Deci de le știu pe toate și sunt supărați pe toți. Domnul Cristian pare că și-a mai revenit un pic. Dumnezeu să-l țină. Mie îmi place. Ca jurnalist ar avea măcar o generație ar putea să învețe cum se scrie jurnalist de la el. Dar uitați-vă bine în jur. Voi niște nefericiți. Mă uit la dumneavoastră cu câtă simpatie vă uitați la canalele televiziuni. Sigur, nu la Bucuria Credinței sau la Zi de Zi. Asta nu o discutăm. Dar uitați-vă ce trist sunt oamenii când vă dau știre. Și dacă e o știre bună, zici că se oftică că e știrea bună. Deci, doamne, n-a murit ăla, l-așteptam să vadă, n-a murit, domne. N-a la bătaie echipa aia, nu-i vorba de echipa națională, ăștia îi bat oricum toți. La fotbal, că la altele suntem. Culmea că unde funcționăm, nu dăm la știri. Dar asta arată odată în plus că suntem un neam care ne-a recăpătat tristețea. În anii din urmă, când depășai granița și plecai spre apus, când ajungeai la Budapesta, măcar pe ungurii mai vedeai mai drept, așa un pic, mai senin. Acum și ăia scocurșat la loc. Zici că e o politrenă. Treci la austrieci, nici ea nu se simt prea bine. Așa, nici măcar la nemțul mai de rost să vorbim că ei nu mai merg pe stradă. Ei stau acasă. La ei e globo tot. La italieni în munte, te mai întâlnești cu câte un cioban adevărat, că până la urmă să știți că lumea va fi salvată de păstori. Eu vă dau scris. Cât un cioban de ăsta adevărat, a care știți că oaia lui dă lapte, nu dă desene animate și chestii de genul ăsta, îi vezi că mai supraviețesc în mici enclave, cum e Șemlacul, de exemplu. Cum e Pecica, mă îngădui să spun. Vreau să știți asta. Că adevărata forță unui popor de a merge înainte este să privească cu nădejde către Dumnezeu. Smiorcăiții nu intră în rai. N-am văzut niciun sfânt care să fie pus în icoană cu o batistă plină de muci. Dacă l-ați văzut, pupați-i batista, vă rog frumos, dar eu nu l-am văzut. Poate că nu văd eu bine, dar nu e acolo. Apoi, spune părintele, mărturisirea lui Dumnezeu cu prețul vieții e prețul învierii oamenilor între sfinți. Asta e din cuvinte vii. O mai zic o dată. Mărturisirea lui Dumnezeu cu prețul vieții e prețul învierii oamenilor între sfinți. Vă întreb eu, n-ați remarcat că în ultima vreme cu adevărat ni se cere viața? Că dacă vrem să fim creștini, trebuie să ne schimbăm viața noi înșine, să fim tot timpul lipiți de Dumnezeu, să stăm acolo lângă El, să nu mai trădăm. N-ați simțit că fiecare lovitură dată biserice, de fapt, ne-a apropiat mai tare de biserică? Au dat cât au putut. Nu, cu drone, jandarmerie, săraci jandarmi, poliție, vieții de ei. Ferească Dumnezeu să fim în slujba unor oameni lipsiți de minte. Dar a arătat odată în plus că poporul poate fi temperat, dar nu mințit. Eu mi-aduc aminte prima zi în care am făcut liturghia, am promis atunci că am să-i aplaud pe credincioși când vin la biserică după ce ne-am despărțit aproape un an,
Și când ne-a văzut venind, când a terminat predica, a zis, înainte de a începe să predic, trebuie să plătesc o datorie. Și am aplaudat. Măi, oameni buni, vă dau scris că biserica suntem toți, niciodată doar o parte din ea. Că biserica suntem toți cei din altar și cei din fața altarului, cei bolnavi de acasă, cei din mormânt și cei de deasupra mormintelor. Când astăzi am cântat, e Iisus, păstorul mare, turmă ca el nimeni n-are, Părintele Arsenie era cu noi. Pentru că în turma aceea care s-a adăugat nouă, Părintele a venit cu noi. Vă dați seama câte parastase s-a făcut astăzi, în câte colțuri a trebuit să alerge. A alergat și la noi, clar a alergat și la noi, că s-a simțit că a fost împreună cu noi. Și cred și eu că pâinea de peci ca nu-i de lepăda la parastase, clar. Vreau să știți asta, să o știți și să o puneți la inima frăților voastre. Nimeni nu ne poate fura credința dacă suntem dispuși să ne trăim viața după ea. Suntem păcătoși, dintre care o spun cu maximă seriozitate. Cel din tâi sunt eu. Dar păcatele noastre pot deveni puncte de sudură pentru revenirea noastră. Slavă Domnului că nu suntem perfecți. Asta ne mai lipsea, o Românie de români perfecți. Că oricum noi suntem cea mai perfectă națiune dintre toate. Gândiți-vă bine. Iar apoi cuvântul Părintelui zice așa. Toți avem Sfântul Botez, dar nu știm mai nimic despre El. Nu ne-a devenit conștient și puterea cu care să ne biruim vechitura noastră și lumea din noi. Noi avem numai hârtie de botez. Dar darul botezului, omul cel ceresc, Iisus Hristos, așteaptă vârsta priceperii și convertirea noastră. I-au zis despre sectar mai cu seamă în zonă, cum vorbesc ei despre convertire, despre nașterea de sus. Dar au furat, până și terminologia asta e furată tot de la noi. Adică, numai noi credem că odată botezați e suficient să ne trăim așa linear viața. De fapt, fiecare zi pe care o trăim e un examen în întărirea credinței noastre în Dumnezeu. Nu cedați. Nu cedați. Suntem pe o galeră, dacă vreți, în care chinuirea noastră e dificilă, dar țineți minte că în galeră cineva ține ritmul tot timpul. Zicea, ține ritmul, ține ritmul. Trebuie să mergem mai departe toți deodată. Și să ținem toți de aceeași măsură a ritmului pe care Dumnezeu ni l-a îngăduit în taina cea mare a bisericii. De aceea, Părintele, este un pic deranjant pentru unii care cred că biserica trebuie să meargă fie cu toată viteza înainte, fie trebuie să stea pe loc, înțepenită și putredă. De fapt, Părintele spunea că pentru a fi în biserică trebuie să fii tot timpul în ritmul bisericii, care nu se opune neapărat lumii, dar îi arată lumii îi arată lumii care este nevoia de odihnă. Acum râd și eu că la COVID am semănat toți cu un Boeing 788 de ăla care mai cade din când în când, care a aterizat pe pistă la Șemlac. Adică am intrat în câmp, ne-a intrat pământul până în bord și părea că s-a neliniștit. Când acolo ați văzut, a fost suficient să ni se dea drumul să fim iară zevzeci și am devenit mai zevzeci. Ați văzut vreodată în ultimii 30 de ani revărsarea de ură și răutate din România din ultimele 6 luni? Zici că dracii războiului au plecat din Ucraina și s-au mutat în România. Vreau să-i zic părintului astăzi la parastas când vorbea despre apus, noi suntem în apus raport cu Ucraina. Achtung. Da? Deci tot timpul vreau să știți că noi înșine ne facem viața grea și de foarte multe ori, din nefericire, ne facem viața grea atât de mult zâmbind și atât de făcând pe deștepți încât ți se ridică carnea pe tine. Zice așa, Părintele, Duhul temerii de Dumnezeu de la naștere începe, precum și Duhul răzvrătirii tot de atunci începe. Sufletul Dumnezeul dă curat, însă formatul în care lucră El în lume atârnă de părinți. Unii trag spre Dumnezeu, alții spre păcat. Când vă mai plângeți de copii că nu sunt ok, aduceți-vă aminte că sunt suma tâmpenilor din noi. Noi creăm orgolioșii pe care îi facem. Noi. Mediocrii pe care îi împănăm cu titluri. Noi îi facem. Eu tot râd. Acum l-a văzut că la grădiniță, dacă faci pipilică la oliță, primești diplomă. Dacă nu faci pipilică la oliță, iarăși primești diplomă ca să nu faci segregare de sens acolo.
Trebuie valorizat tot. Nărodul ajunge să fie mai băgat în seamă decât omul cu minte, pentru că nărodul, spre deosebire de omul cu minte, are gura mare. E că de că e la dentist tot timpul. O tot deschide. Și așa rămâne cu ea. Ori viața noastră nu e făcută așa. Viața noastră este făcută ca valorile care ne cresc să fie atârnate de cel mai mare dar pe care Duhul Sfânt putea să ne-l dea. Știți care este darul cel mai mare pe care îl dă Duhul Sfânt? Darul bunului simț. În Ardeal, spre Ciucea încolo, când mergeam la nașul meu în vacanță, era un bătrân care îmi spunea tot timpul așa: băi, ficior, nu te întinge tot în tău, că nu-i tău tot al tău. Adică cunoașteți limita de la care limita ta deranjează limitele celorlalți. Dar asta înseamnă că, de fapt, lucrul cel mai important pe care ni-l dă Dumnezeu nu e doar cunoașterea de Dumnezeu, ci și cunoașterea de noi înșine. Părintele Arsenie aici a fost expert. Îi punea pe oameni să se vadă pe înșiși. Și să știți ce citiți prin cărți, cum le spunea la băi, tu ești așa, băi, tu ești așa, ține de faptul că avea nevoie să le confirme că știe cum sunt și dacă el ca om știe, cu atât mai mult Dumnezeu știe. Fiecăruia dintre cei ce vor să se mântuiască îi rânduiește providența divină un împotrivitor. Deci fiecărui om care vrea să se mântuiască, providența divină îi rânduiește un împotrivitor care să-l răstignească pe crucea tuturor suferințelor. Că altfel nu se explică de ce a zis Iisus că vrăjmașii tăi vor fi cei dintr-o casă cu tine. Veți fi vânduți de copiii voștri și dați spre moarte. Matei 10, 36 și 21. Lângă fiecare Iisus al creștinismului se află câte un Iuda. Ia, gândiți-vă dacă nu e așa. Faceți-vă lista, pomelnicul și treceți acolo. Noi zicem vii și morți. Aia, vii și Iudele. O să vă speriați că uneori dumneavoastră înși vă sunteți cei care vă trădați. Și vă așezați în vârful listei, în capătul listei. Părintele, de fapt, ceea ce spune este faptul că suferințele pe care le avem, în multe rânduri, se cauzează lucruri din afară. Dar și multe din suferințe vin din propria noastră neputință, din propria noastră lipsă de cunoaștere în ceea ce privește neputința noastră. E impresionant pentru că observați ce conținut dă cuvintelor pe care noi le jonglăm cu ușurință. Părintele spunea astăzi că omul trebuie să-și ferească capul, nu ziceai din Părintele Arsenie. Omul trebuie să-și derăceală și prostie. Dar vedeți ce largă e prostia în definiția Părintelui? Aia cu părul nu știu cum e, dar... Spune la un moment dat tot Părintele, smerenia este o stare normală a minții, ba mai mult, normalizează și liniștește cel mai bine smucita asta de fire în întregimea ei. De aceea spun părinții despre smerenie că taie toate patimile, dar se dobândește foarte greu. Greutatea dobândirii ei stă numai într-o atât, că se dobândește numai prin tăierea desăvârșită a voii proprii. Adică nu poți să spui că ai smerenie dacă le faci pe toate precum vrei tu. A trecut vremea când copiii băteau din picioare în fața librărilor să vreau o carte sau o păpușă, acum îl cumpără de pe iPhone și tu afli că descarci George. Deci îți trimite cardul, zice, băi, ai cheltuit 600 de lei și te întrebi, dar eu? Nu. Cine are autentificare cu tine acolo? Dar e clar că uneori ne purtăm ca niște copii de odinioară. Țineți minte când vroiam noi păpușa aia, ciocolata aia, biscuitul ăla. Pe când părinții încă nu ne suflau în partea dorso-ventrală cum le suflăm noi alor noștri. Că spunea să mânci și ziceai, n-am ce, nu, acum îi împănăm cu cereale de dimineață. Cum îi trimitem la școală? Un flas de cereale. Domnule, zici că e visul vieții poporului român să aibă copii umflați în cereale, auzi? Și ea când ajung dimineața la școală, miros săracii a cacao cu cereale. Ce să facă ei în prima oră? În prima oră trebuie să aibă digestie în primul rând. Și vezi că miros a pipilică, la ce s-a întâmplat peste noapte. Râdeam zilele astea trecute și le spuneam unor profesori, doamne, nu le mai dați teste de la 8, că nici ăștia normal, vii, mari, nu suntem în stare de la 8 să facem nimic. Până ne bem cafeaua, că și noi avem așa o dependență de...
până ne trezim, până... Acum, sigur, care nu aveți cu cafea, aveți cu ceai. Nu vă mințiți, că tot dependență e. Deci e așa un fel de cutumă să ne trezim, să... Uitați-vă la, dacă ajungi la, la un, știu, o instituție de stat. La 8 e prima cafea a funcționarului, la 9 a doua, la 10 a treia, la 4 a... Deci până își beau ei cafeaua, ajuns să te lași, nu-ți mai trebuie nicio hârtie. Gata. Deci, bă, țineți-vă hârtiile. De aia trebuie să mergi cu cafeaua, ca să aibă oamenii ce bea în timpul liber, nu? Gândiți-vă bine la aceste aspecte, dincolo de gluma noastră, că există un mod de a nu fi atenți la smerenie, la modul în care Hristos poate să vindece rănile noastre. Cel mai interesant se vede smerenia când te duci la medic. Dacă ai citit mult pe Google, Dom'le, am ajuns să știm de pe Google mai mult decât știe doctorul Dom'le, după atâția ani de facultate și atâția ani de practică. Te duci și știți, n-ar fi bine să faceți tratamentul ăla, ălălalt, dacă se poate fără antibiotice, fără medicamente. Bem apă de ploaie și așteptăm ca apa de ploaie să ne vindece de cancer la ficat. Să n-am ambiție. Pe bune! Am început să luăm razna pentru că am început să credem minciuna ca smerenie. Zilele acestea m-a frapat tot din Părintele Asenie un citat care m-a făcut să nu dorm bine noaptea. Smerenia întotdeauna e dublată de curaj, iar curajul de smerenie. O smerenie fără curaj este fățărie. Iar un curaj fără smerenie este o lașitate cu aere ideologice. Ăsta este adevărul. Că omul smerit întotdeauna e curajos și știe că Dumnezeu nu-i poate refuza dragostea de care are nevoie ca a doua zi să împlinească nădejdea pe care a purtat-o cu sine. Și tot la, în această direcție, Părintele spune, Iisus vrea ca fapta bună să izvorască natural, dintr-o natură bună, într-un chip dezinteresat, cum crește băbul de grâu și cum izvorește apa din stânci, fără să se preocupe de bunătatea lor. E greu. Că acum o să vedeți că imediat începe Crăciunul și o să vedeți profilul Mourun. Am ajutat căminul de bătrân de acolo cu 3 pampers și 2 șireturi la papuci. Oameni care își vor face poze neapărat. Foarte mulți dintre politicieni ăștia au senzația că dacă fac poze cu copiii, ajută Dumnezeu. Păi tocmai de aia nu-i ajută Dumnezeu. Că au făcut doar poze cu copiii din cămine. Dacă noi am fi avut în picioare ceea ce s-a furat din România, nu mai încăpeam. Eu cred că e și asta o chestie. Vă dați seama câte autostrăzi avem, la câți bani s-au băgat în ele. Unele nu se văd, e drept, dar ele sunt. Lipsa asta de smerenie în asumarea misiunii pe care o ai a dus la apariția acestor năpârci care din când în când cred că dacă își simbolizează binele, îl și trăiesc ca atare. Și un ultim gând din acestea pe care le-am ales, deja să mă iertați că m-am întins prea mult. De toate să fii sărac ca să atârni întru totul de Dumnezeu, zice Părintele. Oamenii te vor defăima neînțelegându-ți viața, dar nu uita că nici viața lui Iisus n-au înțeles în cei care l-au răstignit. Oamenii prea legați de fire n-au înțeles niciodată viețuirea mai presus de fire. De aceea s-au temut de ei ca de un rău, ca de o mustrare și au făcut mucenici. Iar cu vioși au trăit de bună voie o viață de mucenici. Eu zic că este cea mai frumoasă definire a vieții Părintelui Asenie. Vă mai citesc o dată. De toate să fii sărac ca să atârni întru totul de Dumnezeu. Oamenii te vor defăima neînțelegându-ți viața, dar nu uita că nici viața lui Iisus n-au înțeles-o cei care l-au răstignit. Oamenii prea legați de fire n-au înțeles niciodată viețuirea mai presus de fire. De aceea s-au temut de ei ca de un rău, ca de o mustrare și au făcut mucenici. Iar cu vioșii au trăit de bună voie o viață de mucenici. Nu. A mucenici în post nu înseamnă că ai luat tocana de soia și ai preparat-o cu apă Kangen, ca de acum soia să fie mai de soi, de post decât era înainte. Nu, nu, n-are nicio legătură laptele de orez băgat în cafea cu postul. N-are! E fuduleală, atât. Ai noștri când posteau, aveau două soiuri de post. Pâine cu apă sau nimic.
pâine cu apă sau nimic. Restul sunt adaosuri care n-au nicio șansă să se instituie ca atare, ca valoare în Împărăția lui Dumnezeu. Și vă zice unul care iubește cafeaua de dimineață. Și de prânz, și de seară, și de noapte, și de dimineață iară. Vreau să înțelegeți bine că firile noastre sunt chemate să dea natural mărturie despre prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Și nu e foarte important ca viețile noastre să fie orgolioase între atât și să aibă tot timpul nevoie de o cărămidă în piept să spună, băi, ce creștin bun sunt eu. Creștin bun nu e cel care se bate cu cărămida în piept, ci cel care se lasă ucis ca din carnea lui să se facă cărămizile cu care se poate bate în piept doar Împărăția lui Dumnezeu. De aceea, teama mea cea mare este atunci când vorbim despre Părinte Arsenie că nu încercăm să-L înțelegem în adâncul său. Ne place ca un fel de Zelinski al Bisericii Ortodoxe, adică dă un spectacol bun, ne pune la punct. La el, la multe dintre pagini zâmbești, dar pe aia stă nodul în gât. Că zâmbești de propria ta prostie, de propria ta neputință, de a vorbi în mod real lui Dumnezeu despre propria ta neputință. E ironic. Și ce fin ironic. E atât de ironic că unii nici până astăzi nu-l înțeleg. Este fin în exprimare, fin în pictură, fin în îmbrăcare, fin în cioplirea lemnului, fin în așteptare. Să știți că agitați suntem noi. Părintele nu se agită. Astăzi îmi spuneam cât de fericit trebuie să fie o parte din oameni ne rugăm la El și altă parte din oameni ne rugăm de Dumnezeu pentru El. E fericit. E așezat în fericirea aceasta în care dragostea oamenilor te însoțește, iar dragostea lui Dumnezeu nu te refuză. Sunt sucuri greu de dobândit în viață. Și cred până astăzi că... Apropo de cafea, am înțeles. Da. Deci vreau să înțelegeți bine că viețile noastre sunt făcute ca să fie trăite. Nu să fie doar explicate la nesfârșit. Ați văzut? Când reușești să cumperi o haină nouă copilului tău, nu trebuie să explici niciodată cât ai jertfit tu pentru haina lui. E suficient că haina este nouă. Țineți minte cum mergeam de flori la biserică, ne uitam. Nu ne uitam la altar cât ne uitam la papucii noi. Chiar dacă nu erau de fapt decât papucii verișoarei sau verișorului, eu totdeauna am purtat papuci cam roșii. Și nu-s catolic să mă vreau cardinal, da? Nu înțelegeam niciodată ce mulți semănau papucii mei cu papucii celorlalți. Dar nu mai erau aia, că aveau alți papuci acum, de altă culoare, clar. M-am uitat cu câtă ură să uită oameni la veșmintele popilor. Ai dracu, pop, ce veșminte își fac ei de milioane, știu ei tot. Și le zic să vă dea Dumnezeu aur în gură cât fir de aur avem noi în veșminte. Să-i vedeți cum o să rămână chei în gură jumate. Sau le atrag atenția tot timpul, zic, vă rog să mă credeți că, băi, fraților, preoții nu dorm în veșmintele de acasă. Să-și cheme preoteasa în epitrahiv și felon să-i dea o cafea. Să se trezească dimineața cu toate pe el. Na, să fim serioși. Nu-s pentru acasă. Părintele asta ne învață să trăim cu adâncime această smerenie a locului pe care îl avem. El a învățat, probabil, de la unul dintre marii teologi ai Bisericii Ortodoxe Române, în al preasfințitul Nicolae Mladin, care spune el așa, comentând o ascetică a Sfântului Apostol Pavel, că smerenia nu înseamnă să te pleci la toți smerozii din jur. Smerenia e să știi locul pe care Dumnezeu ți l-a pus în lume și să-i slujești cu demnitatea lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu profesionist. Mi-ar fi plăcut să zic eu, dar n-am spus-o eu. Un Dumnezeu care iubește profesionalizarea mărturiei noastre în fiecare loc din lume pe care l-avem de împlinit. Unii, în vremea asta în care ne închidăm mai mult la facturi decât la icoane, unii cred că dacă își fac o tocană de cartofi este o mare pierdere. Măi, oameni buni, noi săraci am mai fost, aduceți-vă aminte. Pe noi bogăția ne-a tâmpit de cap. Dar noi săraci am mai fost, slavă Domnului. La coadă, la pâine, fie vorba, noi am mai stat. Bă, curentul electric l-am mai avut tăiat, l-am avut. Mai ales la Brașov, nu știu cum Dumnezeu, tublărul ăla, numai la Brașov cădea. Noi gaz, puțin, am mai avut, că am mai învățat în frig, în universități, în școli. Sigur că nu e normal să se întâmple asta.
Dar dacă se întâmplă, n-am ieșit noi la suprafață toți într-un 22 decembrie 1989 și ne-a recăpătat libertatea, atunci de ce am crede că libertatea este doar presiunea aceasta pusă pe noi? Și închei spunând un gând pe care l-am avut și aseară și din nefericire pentru mine, fiind uituc, motiv pentru care mi-am și scris pe hârtie, am uitat să-l spun. Ce lecție mai mare a iubirii lui Dumnezeu pentru poporul nostru decât că părintele Arsenie s-a stins înainte să vadă că s-a eliberat țara de sub jugul comunist. Dacă s-a eliberat țara de sub jugul comunist. Asta e lecția pe care o primește el însuși. Un Moise care trece poporul prin toată pustia, vede de departe țara făgăduinței, o înțelege, cum n-au înțeles-o foarte mulți, dar nu trece Iordanul. Ne dăruiește nouă bucuria de a fi liberi în țara făgăduinței. E o pedeapsă pentru el? Nici de cum. E o pedeapsă pentru noi. Închipuiți-vă un părinte Arsenie Boca, după 90, asaltat de către specialiștii noștri din televiziuni, băgându-i microfonul așa, până în gât, până în inimă, până în suflet, la ferii Dumnezeu. Că acum ei merg cu microfonul la cimitir și părintele Arsenie, cum faci aici? Părintele, nimic. Așa s-a întâmplat cu Nicolae Steinhardt, așa la oase s-a întâmplat cu fratele Traian. Adevărații proroci n-au trecut Iordanul. Au stat să privească dacă ceea ce au rostit în momentele grele și de cumpăn ale țării, țara, în momente de libertate, a mai ținut. Și mă întreb, în momentele noastre de libertate, a mai ținut cele spuse de profeții noștri înainte de 89? Mă întreabă des, mai ales colegii din Armata Română, care e cel mai frumos colind pe care l-am auzit vreodată. Și le spun cu o adâncă smerenie, mi-am permis să-i spun și domnului ministru aseară, cu o adâncă smerenie că în 24 spre seară, generalul care coordona apărarea antiaeriană a României, știți că mai întâi am văzut aradul de sus, după aia l-am mai văzut mai jos un pic, ne-a transmis prin mijloacele specifice de comunicare că ne roagă să oprim, ne ordonă să oprim operativitatea apărării antiaeriene, că pe cerul patriei se ridică aviația României. Rachetele s-au lăsat în poziția de non-combat și aviația a trecut de câteva ori peste noi. De colindat nu se auzea niciun colind, dar salutul din aripi al aviatorilor români către apărătorii de la sol ai țării a însemnat totul. Vreau să vă aduceți aminte de unde venim, ca să nu uităm încotro ne duce. Ce har a avut domnul capitanul, directorul, dirijorul corului, de ne-a cântat Deșteaptă de Române. Pe care a zis că toți îl bolmojim. Nimerim cam 3 din 7 strofe, din versuri. Trebuie să dea peste noi un război ca să învățăm ca la ucrainieni imnul național al României. Trebuie să treacă peste noi șenile ca să știm să arborăm drapelul pe instituțiile de stat, dar nu drapelul ăsta de-l pune ăștia, îl bate soarele vreo 10 ani și cred că cârpa aia care mai stă într-un bălț e drapelul național. Legea ne spune și ce dimensiuni trebuie să aibă, fie vorba între noi. Trebuie să vină peste noi un dușman mai mare decât noi înșine ca să ne dăm seama cine suntem. De aceea vă mulțumesc că astăzi am înălțat drapelul, am cântat imnul și ni s-a întors Sfântul acasă. Într-o casă liniștită de aici din Semlac, de fapt, un bătrân cu minte de ani de zile păzește curgerea de drag a părintelui Arsenie. Vor mai trece mulți specialiști. Valuri de specialiști, probabil. Se vor mai sesiza organele de câteva ori, probabil. Cel mai important este însă că părintele Arsenie cu liniște și calm. Știe că împărăția lui Dumnezeu se ia cu asalt, dar asaltul împărăției este un adânc de smerenie. Vă mulțumesc! Mulțumim,
părintelui profesor pentru această conferință, din care cred că fiecare am putut să înțelegem ceva și, în primul rând, am înțeles să-l prețuim mai mult pe părintele Arsenie Boca, care, așa cum știți cu toții, și aici în Semlac, în eparhia noastră, și-a făcut loc într-o căsuță. Și mai mult decât atât, de câțiva ani de zile, părinții de la biserica de aici din Semlac fac în preajma morții părintelui Arsenie Boca, fac parastaz de obște, la care participă credincioși din întreaga eparhie. Timp în care veți trimite înainte biletele cu întrebările pentru părintele profesor, tânărul elev seminarist Adrian Petcu ne va colinda câteva colinde. Unde vrei tu? Ce în fața? Păi trebuie să te obișnuiești să stai cu spatele la credincioși, nu? Venitați creștinilor, tineri și bătrânilor, veniți ca să colindăm pe Hristos să și la cei bătuți de soartă nu alegem dacă-i gazdă sau sărac și fără de brază. Colindăm pe fiecare, pentru toți e sărbătoare, sărbătoarea cea mai sfântă, la tătă ca să-i colindă. Colindăm oamenilor pentru a nostru Mântuitor, s-a născut asprun cu sfânt și în cer și pe pământ. Îl primim cu bucurie, mila Domnului să fie, și la anul care vine să ne întâlnim cu bine, și la anul care vine să ne întâlnim cu bine. Primește-ți gazdă casa, umple-va drapune masa, fă potecă prin grădină și-n privor ține lumină. Primește-ți gazdă casa, umple-va trabune masa, fă potecă prin grădină și-n privor ține lumină. Că venim de mult
ușor, drumul nu ne-a fost ușor, tot prin viscol, tot prin groată, ziua toată, noaptea toată, gerul iernii ne-a pătruns, dar de ajuns tot am ajuns, să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm. Gerul iernii ne-a pătruns, dar de ajuns tot am ajuns, să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm. Să te bucuri, să te închini, de belșug pentru grădini, de mioare prin ponoare, de credință și de soare, de noroc la iar mă rog, de copii pe lângă foc, de noroc la iar mă rog, de copii pe lângă foc. Vă sună cerul, iar răsună și îngerii-mi plătesc o nună de lacrimi sfinte de fecioară, că naște Maica-n ceas de seară, se naște Fiul Dumnezeiesc, și cele scrise se împlinesc, că pe pământul păcătos se naște iar Iisus Hristos. Lumea nu crede și nu vrea să-i facă loc în casa sa, dar rânduit-o Dumnezeu un loc și pentru fiul său. La marginea îndepărtată, pe paie reci într-o boiată, venit-o în lume pruncul sfânt, s-aducă pacea pe pământ. Pentru tot frigul ce-ai răbdat și pentru răul ce ți-am dat, Iisuse, toate le-ai răbdat, ca să scapi lumea de păcat. Iisuse, toate le-ai răbdat, ca să scapi lumea de păcat. Ce să fac eu? Să le iau. Să le iau.
Mă gândeam să nu-l mai las să colinde, că deja sunt prea multe întrebări. Mulțumesc, Adrian, tare mult, mulțumesc. O să luăm de la capăt, cum s-ar spune. Trebuie să ne fie frică de Dumnezeu. Na, e o entitate neglijabilă. Trebuie să ne fie grijă de DNA, de poliție, de ANAF, de... Nu știu, mai e ANAF-ul? Măi, oameni buni, frica de Dumnezeu scade în momentul în care ne e frică de oameni. Și cine cade de viu în mâinile oamenilor știe că e mai rău decât dacă pică de viu în mâinile lui Dumnezeu. Și atunci, e de preferat ca această frică să o priviți exact cum este ea. Ca o grijă a lui Dumnezeu față de noi. E ca și cum nu ți-ar fi frică de tata. Tata are vreo 12 ani de când s-a stins, dar tot mi-e frică să nu-l supăr. Sau mi-e frică să nu uit să îl pomenesc la liturghie. Ferească Dumnezeu, ce greu mi-e când mai uit, că mai uit. N-am luat legitină de mic și acum degeaba eu am înțeles că nu te mai ajută. La cavit mi-e frică că am luat de mic până în zilele noastre. Dar uneori îl uit pe tata. În schimb îl redescoper în câțiva oameni. În oameni pe care îmi transmit câte ceva. Îmi redescoper, de exemplu, pomenicul cu colegii mei de facultate, mi-e suficient să mângâi o bancă înainte de a intra la liturghie sau să pun mâna pe un colț al altarului de la capelă ca să știu că e locul unde mi-am slujit studenții. Eu acum m-am retras într-un sat în apropiere de Sibiu unde slujesc. Nu mai slujesc de mult în condiții de areopag și aeropag. Din nevoia de a mă aduna, pentru că în fața lui Dumnezeu mi-a fost frică că împrăștierea mea nu mai mi-ajută la nimic. Da, eu zic că e foarte bună frica de Dumnezeu. Părintele zice așa, atât de mult mi-a plăcut, că am tras cu ochiul pe alea și m-a uitat la mine pe foaie. Când vine Domnul la tine, să te dezlegi de toate, nu numai de îndreptățirile tale, de nedreptățile tale, ci și de toată dreptatea ta. Să știi că n-ai dreptate, e o formă de a recunoaște că ți-e frică de Dumnezeu, ca s-ar putea ca dreptatea ta să dăuneze grav mântuirii. Vă rog să comentați pasajul din Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, ne aduce Dumnezeu în ispită, nu dacă dăm noi de fraieri, inclusiv cu nevoia asta superfluie de a tot comenta partea asta. Băi, oameni buni, Tatăl nostru nu are nevoie de comentariu. Crezi sau nu crezi? Le dădeam studenților în urmă cu ceva ani temă de lucru, le ziceam, vă rog să comentați Tatăl nostru într-un orfelinat. Că primul care trebuie să-l comenteze acolo e tatăl, nu? Copiii nu aveau tată. Nu știau ce e tată. La doamnele de acolo care lucrau lângă el, le zic mamă, până în zilele noastre. Mami în sus, mami în jos. Bă, dar tati, niema. Instalatorul, cel mult care îi bătea în curte. Și atunci le-am zis, greșiți dacă începeți să comentați la tatăl. Pentru copiii care n-au tată se comentează de la nostru. Iar nostru suntem toți. Nu suntem noi căzuți în ispita de a crede că Dumnezeu trebuie interpretat tot timpul? Nu suntem noi tot timpul în ispita de a crede că știm mai mult decât Dumnezeu, decât ori ne facă-se voia mea, de ar fi trei sferturi, Doamne, facă-se voia ta, de ar fi trei sferturi dintre a mea. Adică nu mă deranja în dorințele mele, cam așa îi spunem noi lui Dumnezeu. Ori dintr-o dată asta nu ne duce pe noi în ispită, înseamnă a nu ne lăsa pe noi ispitiți de cel rău, dacă vreți să traduceți coleg din limba română, și e suficient atât. Vă dau un exemplu cât se poate de simplu. Când cobor de pe autostrada de la Deva acolo, când nu am mai găsit, domnule, nu mai avem experți, pe vreo 20 de km să stăm la cost de era să murim în vară, am zis că acolo fac stop cardiac, și păi urcăm iarăși pe autostradă. Care e tendința când te urci iarăși pe autostradă? S-o calci. Asta înseamnă să fii dus în ispită. Când crezi că ți-e bine, să crezi că poți încălca regula. Atenție! Educarea copiilor între modernism și biserică. Acum, e ca și cum biserica, fiind din Evul Mediu, din secolul trecut, ea este o bătrână proastă și îngălată, care nu știe ce are de făcut. Nu. Biserica are și ea mijloacele moderne de educație, fie vorba între noi, cât i-am bodogănit noi pe copii, că stau pe iPhone și se uită tot, nu știu dacă am voie să zic iPhone așa public la o televiziune, dar mă rog. Că stau pe uneltele astea de comunicare și cât i-am bodogănit și am urecheat și am cerut. Noroc cu ei. Că la COVID le-am învățat și pe doamna învățătoare și pe profesoare. Vezi că chestia aia care când vorbește să apeși taci pe aia cu microfonul. Adică dacă n-apeși pe aia nu te auzi.
n-am fost puși în situația de a constata că mijloacele pot fi folosite dacă sufletele sunt curate? Ba da. Nu există o contradicție între educația modernă, nu modernistă, și biserică. Există un soi de sindicat al nerozilor care de ceva bun tot reformează învățământul peste tot în lume. Și înlocuiesc, de exemplu, metodele cu nemetodele, cuvintele cu necuvintele, așezarea cu alergarea. Mai avem puțin să spună, de mâine facem limba română alergând. Deci asta ne mai lipsește, pe cuvânt. Nu poate să fie profesoară de română una care nu e campioană mondială la maraton, de exemplu. Da? Sau profă de religie, sau prof de religie, nu poate fi decât unul care știe să se dea pe lanțuri. Ați zis că la București s-au dat pe lanțuri și pe au luat lanțurile cu ei și s-au salutat unii pe alții. Vreau să știți că învățământul în sine, pentru toți, eu dacă vă întreb acum, zic cuvântul școală, dumneavoastră nu aveți Harvardul în cap. Aveți școala în care ați fost. Dacă vă zic învățătoare, așa e că știți numele învățătoare. Mai greu cu profii de chimie, mate, fizică, dar pe aia îi pomenim săraci și pe ei. Deci cu profesorii e mai greu că ei au fost mai mulți, dar învățătoarea e unică. Școala sunt persoanele care te școlesc. Eu simt și acum mirosul de parfum al învățătoarei mele din clasele 3, clasa 3 și a 4. Serios, eu am fost crescut de două Ilene. Doamna Ileana Mustață și doamna Ileana Onea. Deci ziceam toți că suntem feți frumoși toți. Că ne creșteau două Ilene. Femeile alea n-au pregetat o clipă în plin comunism să ne învețe că suntem români. O secundă. O secundă. N-am ratat niciun an de domnie al niciunui voievod. Nu ne-a învățat nimeni. Mie îmi spun la câte o întâlnire de asta cu tot felul de lideri ai elevilor din România că ăștia acum se ridică în picioare și știu să facă să scrie cu pixul, sunt lider, domne. Nu contează cine le scrie discursul. Și la un moment dat îmi spunea unul, că părinte, dumneavoastră n-ați făcut educație sexuală la școală. Zic, pă bune, bă, mă faci asexual sau cum? Zic, băi, micuțule, noi când mergeam la WC-ul nu intram niciodată la fete. Asta înseamnă să fii educat sexual. Nu faci, frate, pipi la fete. A, păi nu așa, dar cum? S-a camofilit. E ca o doamnă care mi-a zis într-o conferință odată că biserica îi încurajează pe copii să creadă că îi aduce barză. Și am zis, doamnă, barza doar arată că e însărcinată femeia, dar e un test, nu e barza care zboară. Zic, ia spune, zic, dumneata, crezi că biserica are crescătorie de berze? Ce, păi nu, dar știm noi, zic, doamnă, ia uite-te acolo, că zic, dumneata, nu știi ce înseamnă iconostas, pe pozele alea din biserică când intri acolo. Nu e o mămică cu un copil în brațe? Ba da. Și atunci cum îți permiți să-mi spui mie că biserica spune că o barză l-a aduce pe copil, când că pe copilul care mântuie copiii l-a adus o mamă. A trecut Duhul Sfânt printr-o mamă. Asta înseamnă, de fapt, și vă doresc succes, să învățați bine ce înseamnă educația pe care o dă biserica. Vă rog eu, uitați-vă atenți ce fac copiii în biserică. Și la conferință să auzi ce fac. Lăsați-i liberi în limitele pe care le stabiliți, iubindu-i și urmărindu-i de la distanță. Arestarea copilului în educația lui dăunează grav libertății lui personale. Țara n-are nevoie de tâmpiți cu aere de papagali. Are nevoie de oameni. Oameni întregi, cu bune și rele, cu ratări, slavă Domnului, ce importantă e câte o ratare în viață. Fiți cu minți și mergeți cu fruntea sus. Despre ceilalți nu mai de bine. Eu tot râd de doamnele astea care se tot parentizează la televizor. I-a zis, băi, atâta faceți parenting până paralizați-o. Ne-ați sucit de cap de ne-ați nebunit pe toți. Acu' e bine să mânce ciocolată, acu' nu-i bine să mânce ciocolată. Acu' e bine să le dai paracetamol, acu' nu-i bine să le dai paracetamol. Bă, veniți-vă în fire, bă. Stabiliți-vă voi o regulă și țineți-vă de ea. Asta e frumusețea bisericii. Biserica e egală cu sine, iar egalitatea e dată de Dumnezeu. Când credeți că va fi canonizat părintele? Păi nu mă întrebați pe mine. Eu cred că e. Eu am crezut că e canonizat, serios. Deci eu când am intrat în facultate și vorbeam în anii 92, 91, 92, nu înțelegeam de ce unii dintre profesori mai țipau la cursuri împotriva lui. Aveam noi doi mai răuți. Și noi râdeam de ei, că eu am crezut, jur, că el era canonizat. Mă și uitam, bă, când e sărbătoarea la părintele Asenia? Că-s prea porniți pe el. Că numai pe sfinți te pornești. Pe dragi îi gâdili. Este vreo posibilitate canonică de a fi canonizat? Da, eu zic canonizat local, dar e canonizat la Șemblac, părintele, nu cred că. Dacă vorbiți despre această canonizare locală, nu?
veniți-vă în fire. Eu vă întreb, pentru bunicile noastre e nevoie de vreo trecere în sinaxar sau noi știm că au fost sfinte multe dintre ele? Știm că au fost sfinte. Nu ne trebuie mare lucru ca să iubim oamenii. Hristos a spus, Doamne, că, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Părinte, întrebarea mea este doar, chiar nu știm ce facem când facem nefăcute? Da. Uneori nu suntem în stare să calculăm cât de grave sunt lucrurile pe care le facem. Vă dau scris că mulți dintre noi nu conștientizăm care este finalul prostiei noastre. Că prostul e prost, e limitat. Asta e. Feriți-vă capul de frig, da? Ce părere aveți despre cununia târzie a tinerilor? Doamne, îți mulțumim că se mai cunună. Ce să tot învârtim? A fost vreodată banatul Fruncea la cununii? Eu nu mi-aduc aminte. Rana cea mai mare a comunității bănățene era concubinajul. Se luau pe încercate, zicea că se cumpără pepene, așa mergea. La o fata, stătea o vreme, făcea un copil că nu putea face jumate. Nu? Nu-ți povești din folclorul local? Da, așa sunt. Slavă lui Dumnezeu că lucrurile s-au mai schimbat. Și sunt nunți frumoase în Banat. N-aveți dumneavoastră cu covoare întinse prin tot satul. Cum putem să câștigăm smerenia? Smerenia nu se câștigă. Smerenia te câștigă ea pe tine. E foarte greu să te prinzi ce fain e să stai în banca ta. Să nu te întinzi tătând tău. Și să nu muști. Că sunt în viață, sunt. Păi nu mă distrează când ăștia mă fac popă vedete. Eu mă distrez de nu mai pot. Ăștia sunt bolnavi la cap. Ce vedetă, frate? Unde? Dar ce, dansez la bară? Fac striptease duhovnicesc? Ce prostii scot ăștia din ei? Ce ia popă vedetă? Eu mă uit cum mă definesc și stau acasă cu minte. Eu în timp ce ei vorbesc despre mine, eu mai scriu ceva, mai traduc ceva, mă mai rog, mă mai fug la spital să mai împărtășesc cu un bolnav. Sunt vedetă, vă asigur, între femeile de servici de la spital. Da, acolo recunosc. Numai eu știu cum am intrat în perioada COVID-ului. Sunt vedetă între prietenii mei jandarmi și polițiști, care îmi întind o mână serioasă de ajutor. Clar. Da, acolo recunosc. Dar vedetă la vreun canal de televiziune, mă abțin. Chiar nu. Iar munca în ceea ce privește bucuria asta de a face bucuria credinței și știți cum a apărut emisiunea Zi de Zi, a apărut când m-am uitat în ochii oamenilor și erau tot mai triști. Erau tot mai deznădăjduiți. Zi de zi este hai că putem, hai! 3 minute măcar. Ridicați-vă! Asta e de fapt. Am un tricou, UTA Arad, pe care scrie hai UTA. Cam așa. Știți? Adică vreau să vă spun că nu suntem pierduți cu totul. E drept că atâta m-au fățit ăia prin grilă pe acolo, nici eu nu mă mai găsesc. Eu mai sunt câteva, bă, săptămâna asta de la ce oră sunt? Ca să știu și eu cum să dorm mai bine. Dar nu vă închipuiți că stau să mă uit la vreo emisiune cu mine, n-am timp de așa ceva. Și eu cred foarte mult în munca oamenilor din jurul meu, nu în munca mea. Cum să procedeze o mamă cu băiatul ei care vrea să se mute cu prietena înainte de căsătorie? Arestați-i la locul de băgați în beci. Puneți două... Doamnă, când vrea să se mute cu fata, e ceau, pa! Adică e deja articulată racheta HIMARS. Nu trebuie să vă mai stresați. Vreau să vă rog să vă gândiți ce face să mai vină din când în când la dumneavoastră. Da? Că în ultima vreme cu copiii trebuie să te comporți foarte atent. Odată te lasă. Zici că îi divorțează de părinți. Le-am mai spus câteva, băi, terminați. Divorțez de orice, dar nu de părinți. E greu. E greu. Când visăm pe cei dragi, plecați dintre noi, putem interpreta că ne trimit un mesaj? Uneori da. Alteori ne atrag atenția că suntem vii. Și să ne bucurăm că am rămas în viață. Eu mă întreb, l-o fi visat vreunul pe Ceaușescu din băieții ăștia din ultimii 30 de ani? Ce le-o fi zis? Aveam un prieten foarte bun, un excelent vânător, care îl visa pe regele Mihai înainte să moară. Și a zis, băi, omule, du-te și dă mâna cu omul, că e viu. Ce mesaj transmite, de fapt, îngerul lui Iosif, când îi spune că ceea ce era Maica Domnului în pântece de la Duhul Sfânt? Îi întărește o convingere. Visele sunt de două feluri. Ne zice Părintele Cleopa. Unele care te deznădăjduiesc și trebuie aruncate și unele care te prea nădăjduiesc și trebuie aruncate. Adevăratele vise sunt cele pe care le trăiești în realitate. Visul meu a fost să scriu măcar o carte. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-a devenit coșmar faptul că scriu. Da. Sunt multe lucruri pe care le cerem și avem nevoie de întărire, dar nu prin vise ne întărește Hristos.
o fetiță odată, profesorul de religie le-a zis copilor, bă copii, mergeți acasă și scrieți povestea vieții Sfântului pe care îl purtați. La Traian ar fi fost nasol. La viața Sfântului pe care, al cărui nume îl purtați. Și ăștia disperați, copiii, toți, gata, căutau ei deja. Una era supărată tare. Ce cu tine? Avea un nume de ăsta, sud-american, de ăsta, de pe telenovelă. Tu te în biserică și adoptă un sfânt. Ce, serios, se poate? Da, bineînțeles, te duce, adopți un sfânt. O rezolvi. Un Constantin. Și se duce fetița a doua. Părintele nu s-a dus la prima oră, că preoții când predau religie între două parastase, nu prea iese. La prima săptămână nu s-a dus, în a treia săptămână când s-a dus acolo liniștit și a stat liniștit acolo la cursuri, toți s-au ridicat, fetița a ridicat mâna prima. Eu, păi, dai viața sfintă, tu nici n-ai, nu știi cine e aia. Și nu, dar eu vreau să vă vorbesc despre Sfânta Parascheva. Și cum așa? Păi nu mă cheamă Parascheva. De când? De când am fost la biserică. Păi cum? Și păi m-am dus în biserică și m-am uitat așa. De la intrare spre altar, m-am întors. De la intrare spre altar, iar bine, și stați. Și m-am uitat care sfânt mă adoptă. Și mi-a zâmbit Sfânta Parascheva. Da? Deci, până la urmă, cum se poate apropia de Dumnezeu un tânăr student care a rămas orfan de tată? Măi, nu știu. Dar eu am avut un tată care a fost orfan de la 5 ani de tatălui și nu s-a depărtat niciodată de Dumnezeu. Eu nu l-am auzit vreodată pe tata să-i reproșeze lui Dumnezeu orfanarea lui. Mama, care nici ea n-a avut tată o perioadă lungă de timp și pe cel care l-a avut vorba Scripturii mai bine la mea, ne-au învățat să fim tați și mame perfecte. Cu minți, liniștiți. Exemplul lor de maternitate și paternitate a fost excepțional. Vreau să vă rog, dacă simțiți că aveți nevoie de ceva, nu trebuie să vă apropiați de Dumnezeu. Trebuie să fiți un tată bun. Așa a arătat că v-ați apropiat de Dumnezeu. Știți că toate femeile zic, numai mamă să nu fii, că așa e, dar numai Dumnezeu știe ce înseamnă să fii tată. Să ne lămurim. Avem și noi avantajul nostru. Pentru mântuirea unei femei văduve sau divorțate, e mai bine să se recăsătorească dacă întâlnește bărbatul potrivit. Asta vă poate spune doar duhovnicul la punctul A, punctul B și punctul C. Să mă iertați, nu-i subiect de răspuns în conferință. Ce sfat îi dați unei mame preotese divorțate pentru a-i ajuta pe copii să meargă la biserică în condițiile în care nu mai vor după divorț? Lăsați-i să-și consume tristețea. Lăsați un pic. Dacă ați avut un Shaolin în familie care a greșit și și-a tăiat propriile suflete, lăsați-i să-și vindece rană. Mergeți dumneavoastră și pentru ei. Să știți că important nu e să meargă copiii la biserică. Important e să nu uite în ce direcție e biserica. E mult mai important. Iar biserica întotdeauna e în sus. Da? E așa. Ce rugăciuni acatiste sunt folositoare pentru căsătoria copiilor? Pentru căsătoria copiilor, acatistul cel mai frumos este te iubesc, da, te iubesc, hai. Da? Lăsați-vă, oameni buni, nu-i mai băgați în rugăciuni și sigur că ne rugăm pentru ei, dar rugați-vă tot timpul. De când nașteți, rugați-vă pentru căsătoria copiilor. Viața duhovnicească e un progres, nu e o zi. Vai, ce-mi place vecina aia, ce s-ar potrivi lui Fimiu. Mă duc să fac acatistul. Cum o cheamă? Eufimia. Sfântă Eufimia, roagă-te. Păi veniți-vă în fire. Nu-i Nescafe. De azi pe mâine, făcut. Apropo. Nu e Nescafe, da? Nu e nimic care să se nască din grabă. Arsenie Boca, de ce atât de multă publicitate și nu se pune mai mult atenție pe ceea ce a însemnat ca sfânt? Păi dacă vă uitați dinspre partea cu publicitatea, vedeți publicitatea. Dacă vreți, cărțile sunt publicate. Eu l-am auzit pe un părinte înjurându-l pe părintele Arsenie, dar el nu citise tot ce a scris părintele Arsenie. Asta e boală la români clară. Toată lumea citează din Stăniloae, nimeni nu mai citește Stăniloae. Știți? Sau i-au zis pe câte unii cum citează din Scriptură fără să citească Scriptura. Ei citează ce învață alții să citeze din Scriptură. Nu. E suficient de multă muncă și pentru sfinți. Și apoi, ce să... Eu tot râd acum, mă pufnește râsul. Iertați-mă că vă spun, dar cum am putea pune atenție mai multă pe ceea ce a însemnat el ca sfânt decât arătându-l? Pentru cei care au nevoie de brelocuri cu părintele,
ca să se prindă de sfințenia lui, Dumnezeu a rânduit prelocuri. Pentru ea care au nevoie de poze cu părintele, îi vezi pe câte unii că merg la cimitir la părintele și fac poze cu crucea lui. Mamă, ce mi-ar place odată să iasă așa din groapă. Să vedem, rezistă. Iar pentru cei care au o înțelegere duhovnicească a lucrurilor, mie personal, niciodată, nicio situație, nu mi-a trebuit niciun argument pentru sfințenia părintului. Sfințenia nu se argumentează. O simți sau nu o simți? Îl guști sau nu îl guști? Clar. Ce părere aveți despre manualul Legalitatea de Gen pentru cadre didactice? ISJ Iași l-a recomandat pentru orele de consiliere. E un subiect tare sensibil, nu cunosc manualul. Știu cum s-au pornit oamenii pe două inspectoare, cel puțin pe doamna de la Suceava, s-au pornit cu răutate și fără argument. Părerea mea este că trebuie să discernem foarte bine lucrurile care vin dinspre minister și conform legii, inspectorii trebuie să se supună ei, că nu i-am văzut pe oameni după ce am câștigat la ora de religie să iasă în stradă și să facă dreptate. Ne-am mulțumit că am fost buni și ce am făcut? N-am făcut nimic. Când am învins la ora de religie, am bătut o bătălie și apoi ne-am retras înapoi sub propriile noastre orgolii și superficialități. N-am ieșit să cerem drepturi pe care am fi avut drept atunci să le cerem. De exemplu, n-am auzit niciun profesor de religie să depună plângere penală pentru faptul că timp de câteva luni la locul de muncă i s-a interzis să-și exercite profesiunea. Și în fața vreo 20.000 de procese să văd cum ar fi reacționat Marea Justiție Română. Mă rog, Mica Justiție Română. N-am auzit niciodată după referendum oameni care să ceară renumărarea voturilor de la referendum. Ne-am mulțumit să credem că un partid sau altul s-au jucat în siajul referendumului și n-am înțeles niciodată ce s-a pierdut atunci. Munca și lupta pentru drepturile noastre e o muncă și o luptă continuă. Părerea noastră despre ce ar trebui alții să spună când am vrea noi să spună, despre ce ar vrea să spună când trebuie să spună, e la alt sector. Mie mai îmi spune că am o personalitate care din când în când îmi spune ce ar trebui să spun când sunt chemat în studio și zic, când vă cheamă, vă rog să spuneți. E România plină de căcăcioși. Și oamenii care încearcă să-și facă datoria sunt puși tot timpul la colț. Nu se poate așa. Ori tragem toți în aceeași direcție, ori se rupe cărul. Nu cunosc manualul, nu pot să-l dau cu părere. Deci îmi pare rău. Adică îmi pare bine că nu citesc toate prostiile. Deci eu sunt un tip care citesc mai... Când spuneam în 96, 97, 98 public că vor veni aceste clipe, un durut în cot la toată energia umană care acum se agită. Îmi pare rău, am alergat singur. Să știți că am avut sentimentul ăsta. Și la ora de religie și la referendum. Singur. Pe drum. Dacă ieșea bine, era bine pentru Sfânta Biserică. Dacă a ieșit prost, devine necula. Știu gust din mâncarea asta. O știu de ani de zile. E un păcat fumatul. Depinde ce. Dacă da, de ce? Păi vă zic ce zicea părintele, că pentru toate păcatele ne-a dat câte o unealtă, numai pentru fum n-avem horn. Cum dobândim curajul? Cu multă răbdare. Știți, m-a impresionat foarte tare războiul din Ucraina. Cum au devenit, domnule, ucrainienii curajoși în două zile de la atacul rușilor? Că erau pierduți. În primele două zile păreau că nu știu pe ce mână. Pe ce să pună mâna. După aceea și-au dat seama. Stai, băi, că noi ne-am instruit din 2014 să le dăm la aceștia în freză că vin spre noi. Nu? Așa facem și noi. Ne instruim pentru toți dușmanii noștri. Deci eu stăm într-o instrucție continuă. Știți, mi-a reproșat cineva că prea țin partea ucrainienilor, pe mine m-a bufnit râsul. O să vă zic și de ce. Zis, băi, frate, lângă marile puteri care totdeauna sunt silnice, nu poți să fii decât rob sau dușman. În sfârșit am ales să fim dușmani. Nu uitați că noi am plătit cu Basarabia cu lașitatea noastră. Basarabia este unde este acum, pentru că n-am luptat pentru ea. N-am tras un glonț să ne apărăm pământul patriei. Am pierdut Bucovina, că n-am tras un glonț să ne apărăm. Și noi dăm lecții de demnitate ca popor. Să fim serioși. Să fim serioși. Deci, curajul se dobândește prin instrucție, prin educație, prin curaj și răbdare. Cum să dobândim răbdarea? Pe mine mă întrebați. Mie mi-a luat vreo 30 de ani să am răbdare cu mine, dar mi-e de cu alții. Cred că dobândim răbdarea muncind mult. Deci eu cred că nouă, de fapt, în România ne lipsește munca. Asta e adevărul. Noi le fușerim pe toate.
E ca o gospodină care, vai, ce frumoase tablou, nu le șterge niciodată, că nu le șterge să ia pictura, pe bune. Cam așa suntem. Avem o părere foarte bună despre munca pe care o ducem la locul nostru de muncă, deși nu facem câteodată nimic. N-avem mentă câtă mentă frecăm, fie vorba între noi. De-aia am importat mentă în ultima vreme. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că lucrurile astea se răzbună, astea intră într-un soi de genetică a non-funcționalității sociale pe foarte multă perioadă de timp. Cum considerați că ar trebui să lămurim oamenii că mersul la biserică nu e pentru slujitorii bisericii, popa, ci pentru Dumnezeu? Păi, dacă ăla crede că pentru popă merge la biserică, n-ai ce să-i faci, săracul. Trebuie de fiecare dată să le spuneți oamenilor că, de fapt, dumneavoastră nu suportați preotul. Eu nu-l suport pe preotul din mine. Sunt în ceartă cu el continuu. Mă enervez pe mine de nu mai pot. Fac niște prostii ca popă de nu mă recunosc câteodată. Dar încerc să mă împac. Dacă eu nu mă împac cu el, văd cum v-ați putea împăca dumneavoastră. Deci nu mergem la biserică ca la un spectacol în care diva rostește pavarotisme. Dar trebuie să recunoaștem că e important ca preotul să fie un om simpatic, empatic, să aibă voce, să poată predica coerent. Uneori nu e rău să spuneți, da, bă, mă duc la biserică aia pentru preot. Așa cum mă duc la medicul ăla, stomatolog, pentru că nu mi-a scos toți dinții înainte să se prindă că de fapt aveam o problemă cu ochii. Sau nu m-a tratat cu albastru de metil când mă durea piciorul. Nu? Sunt preferit să vă Domnului. Și pentru asta mergem la biserică, dar e cert că nici preotul nu merge la biserică pentru credincioși, vă asigur. Nici noi nu mergem la biserică doar pentru credincioșii care avem. Vă dau scris. De ce este așa de dificilă canonizarea Părintele de către sinod? Nu e dificilă, dar e așa mai temperată. Știți că măcar noi avem șansa asta că avem un sinod lucid. Sinodul rus a canonizat câțiva sfinți pe care după aceea a făcut o comisie de decanonizare să-i scoată din calendar. Așa. Răbdare. Răbdare. Că nu, nu avem unde ne grăbi. Cine iubește, nu lasă niciodată. Ce îmi pierd credința. Am fost în turmă, iar acum sunt oaia pierdută. Slavă Domnului! Abia sunteți o provocare subiectivă pentru misiunea lui Hristos. Nu vă mai tot dați oaia pierdută. Că sunteți abureni. Ne dăm noi răniți, că am fost în biserică și acum nu mai sunt. Du-te, băgică, dar ce ți-ai șters botezul? Cum ți l-ai șters? Te-ai băgat în priză? Suntem păcătoși toți. Toți suntem păcătoși. În grade mai mari sau mai mici. Dar suntem păcătoși. Uitați-vă la noi, niște tântălei. Niște tântălei. Dacă am să ne fie frică de o cifră pe o hârtie. Nu suntem noi niște necurajoși? Hai să fim serioși. Lăsați-o pe asta. Întoarceți-vă cu fața spre iconostas și mergeți înainte. Ce înseamnă cu adevărat pocăința? Adică întrebare, dacă te-a întrebat, te-ai pocăit? Păi toți ne pocăim. Unii ne pocăim, dar unii ne pocăim. Pocăința înseamnă părere de rău pentru lucrurile pe care le-ai făcut. Ispita noastră e că noi ne pare rău și pentru lucrurile pe care le-am fi făcut și nu ne-au ieșit. De multe ori aud, vai, mai bine nu mă măritam cu ăsta. Alo, aia nu-i pocăință, e o ftică. Da? Pocăința înseamnă să îți pricepi locul, greșeala și locul. Unii cred că trebuie să o pocăim public. Ați remarcat că în ultima vreme suntem expuși public. Aseară am lansat o idee, dar trebuie să-mi o retrag. Am zis, ce-ar fi ca preoții să iasă public să spună toate păcatele celor din sisteme? Așa, public. Lasă-ne, că vă știm și noi pe voi. Să spunem și noi, fără să montăm cabluri pe nimeni. Că... Dar nu ar fi cinstit. În noi trebuie să moară păcatele celorlalți. De-aia preoții se îmbracă în negru. Ei sunt o groapă. Când vedeți un sobor de preoții, de fapt sunt un cimitir. În care sunt toate neputințele oamenilor, dar în care bat și toate inimile care pot restaura oamenii și comunitățile din care fac parte. Să știți că de-aia e fain să fii popă. Ești cârpa tuturor, pe cuvânt. Vin toți să-ți dau lecții, cum să stai, de ce stai așa. Și între colegii preoți, băi, ai zis-o prea sus, prea jos, prea stânga, crucea e prea mare, prea mică. Da, o găsesc. Ei totdeauna se găsesc mai deștepți decât tine, slavă Domnului. Dar în adâncul inimii tale, acolo în vârful inimii, unde nu calcă nimeni, e un loc în care Iisus și-a de răstignit, gata să învie. Și când învie, nu te mai ia nimeni de acolo. Să știți că eu sunt convertit pe bază de prohod în Vinerea Mare. Mergeam în Oltenia, blestem pe capul meu de ardelean să mă convertească Oltenia, auziți? Mergeam în Oltenia și cântam de 7 ori prohodul Mântuitorului, timp de 5 ani aproape. De 5 ani.
Și la un moment dat am conștientizat adânc în inima mea că mai presus decât Hristos nu pot iubi pe nimeni. Pe nimeni. Îmi pare rău să o spun. Că după aia copiii m-au învățat altfel de iubire. Că soția m-a învățat altfel de iubire. Că iubirea de cărți m-a învățat altă iubire. Dar astea sunt iubiri paralele cu iubirea cea mare care rămâne Hristos. Sper să nu pierd niciodată bucuria asta. Restul sunt povești. Ce trebuie să facă mama pentru copilul ei să-și găsească partea cea bună în viață? Doamne, copiii noștri au numai parte bună. Nu-i chinuit să vadă lucrurile cum le vedem noi. Eu când a crescut un pic fiul, v-am dus la librărie să-mi cumpăr un trenuleț. Nu l-am luat, că n-am mai avut bani nici de ăsta. Că eu ratasem un trenuleț când am fost în Rusia odată. Nu, n-am mai avut 8 ruble și colegii mei nu mi-au dat 8 ruble și am cumpărat țigări pentru tata. Dar în mintea mea era că musa asta trebuie să se bucure de trenuleț. I-am luat trenulețul. Nici o reacție. Total altă preocupare. Copiii noștri au altă parte bună decât ne închipuim noi că ar fi partea bună. De exemplu, ne închipuim că partea bună este că copilul nostru știe engleză. Vă dau scris. Copilul nostru, partea bună este dacă mai știe română, în ciuda atacului la limba română pe care îl trăim în ultimii ani. Vă dau scris. Eu când aud un copil cântând românește, îmi vine să-l pup, să-i pup picioare. Bă, da, de unde ești, mă, nene? Că în rest, ne try to rim. Avem un fake news. Breaking news. N-am zis că până și analfabeții ăștia din anumită presă scriu neapărat breaking news. Băi, Gică, ușurel, cu pianul pe scări, că voi nu știți cât ați vrea să transmiteți. Ați observat că în ultima vreme se dă mult din mâini la televizor, că nu mai au cuvinte. Ei nu mai pot exprima chiar tot ce vor și dau și din mâini, din picioare, din ce apucă. Care este cea mai puternică rugăciune? Aia pe care o facem. Cea mai slabă aia la care visăm tot timpul. De mâine mă apuc la psaltire, dar mâine ăla e tot mâine. Nu. Ce rugăciunea care o faceți? Mie îmi plăcea studenții noștri într-o vreme când era foame, se mânca la cantina facultății, vă duceam cu ei să le dau binecuvântarea. Ce tatăl nostru, ce psalmul, nu știu care. Ne puneau toți, cea, Doamne, hai cu noi la masă, amin. Și era rezolvată treaba. Credeți că Dumnezeu putea refuza o astfel de invitație? Nu. Deci rugăciunea cea mai tare aia care o spuneți. Aoleu, am fost la un arhiereu pentru niște sfaturi, deși nu m-am spovedit la Sfinția sa, dar m-a întrebat de păcatele strigătoare la cer. M-a legat să nu mă împărtășesc până nu-mi fac canonul dat de Sfinția sa. Canon ce nu-l pot face, deși am duhovnic, trebuie să iau aghiazmul mare până la moarte. Dar duhovnicul îmi cere să fac ascultare, să mă împărtășesc. Mie e frică să fac să încalc legământul ăla. Eu vă întreb pe dumneavoastră, cine v-a trimis? Ați vrut fițe? Nu, să fiți sănătoși. Plătiți pentru fițe. De-aia e bine să-și vă țineți de preoții parohii ăștia spăcătoși ca dumneavoastră, știți? Ăștia spăcătoși ca dumneavoastră. Vă și știu ce prostii faceți. Uneori le fac și ei mai bine ca dumneavoastră. Nu zic că-s mai îngăduitor. Ferească Dumnezeu, că știți că preotul iartă cel mai greu păcatul lui la celălalt. El vrea să-l îndrepte măcar în celălalt, că le știe ce are pe cocoașă. Ia, fiți cuminți, nu mai fițele astea duhovnicești, ghetourile astea duhovnicești dăunează grav sănătății. Iertarea, până unde merge iertarea? Până dincolo de mormânt, vă asigur. Două sentimente trec piatră. Iubirea și iertarea. Atât. Atât. Că ne e greu să o facem, asta e altceva. Că e... Mamă, îți vine când zici, Dumnezeu să te ierte, să zici că l-ai înjurat de toate mamele care le-ar fi avut. E dificil să ierți pentru că nu simți iertarea celuilalt. Dar cel mai important în viață este să ierți când celălalt nu te iartă și nu te iubește. Eu am avut în săptămâna din urmă o ispită puternică cu unul dintre participanții la traficul academic. Deci acum vreo 20 de ani îmi dădeam jos reverenda, îi dădeam o mamă de bătaie de nu se vedea. N-aveam eu treabă cu bullying, cu nimic. Îl băteam efectiv. Acum dau seama că nu pot decât să-l iert. Și vă rog eu frumos, pe proști să iertați din toată inima. Pe proști iertați din toată inima. Ei cred întotdeauna că în celălalt au găsit mai mult decât au găsit în tine. Lăsați-i. Lăsați-i. Credeți că-i creștinesc versul viața în libertate ori moarte strigătoți? A cine a zis că-i creștinesc? Dar e adevărat.
Eu vă întreb pe dumneavoastră, că astăzi am avut un sfânt care a fost decapitat. Știți viața sfântului de astăzi? Persul, Iacob Persul. El era în soborul împăratului, era consilier cu probleme de cultură la casa împăratului și căsătorit. Mamă creștină, soție creștină, el stă acolo cu minte și când a început să fie persecutați creștinii, el se dezice, zice, băi, nu prea sunt, adică aduce jertfă zeilor. Ratează prima formă de mântuire și apoi vine momentul în care îl ceartă soția și mama lui. Ele simt că iubirea lor a fost trădată prin iubirea lui. Moare împăratul ăla, că știți că în ciuda aparențelor toate împărații mor. A murit ea regina Elisabeta, vă dați seama. Ați văzut că din 53 nu s-a mai cântat God Save the King. Ăștia nu știau să cânte de la Naționala Angliei acum. Și la un moment dat îl ceartă, el își vine în fire și se duce singur înaintea împăratului nou, băiatului respectiv, și spune că este creștin și se taie toate încheieturile, așa spune, că rămâne numai trunchiul și capul și apoi se taie capul. Viață în libertate, ori moarte, strigă toți. Și asta e. Despre ce vorbim? Ce e mai importantă, credința sau religia? Aici este vorba de o filosofie a gândirii sau... Băi, oameni buni, noi religie vorbim niște prostii mai mari ca noi. Noi religie numim toate tâmpenile care ne trec prin cap. Ce un om religios, l-am văzut cum a dat cu găina peste groapă la moartea lui Daxu. Alo, asta e la alt sector. Asta... Religie înseamnă să fii în legătură cu o ființă superioară, mă rog, energetică, dacă vreți, că ne place în ultima vreme, vai, ce ne mai plac energiile și cum sună talanga în toate creierele din jur. E posibil ca un om religios să nu fie credincios. Să n-aibă credință, să aibă doar religiozitate. De exemplu, cunosc eu niște personaje care mai vin în biserică de câteodată, au așa zis că au oreon la cap. Sunt legate cu baticul 70 de ori în jurul baticului, nu-i vorba de maici, clar, da? Cu 70 de... Și le vezi cum le dau lecții acolo, tu stai acolo, băi, și cu sfinții. Sfântul ăla nu-i bine pictat acolo. Noi la Sibiu avem acum 3 trăznite care ne dau lecții la toată echipa. Dom'le, ce le știu ele pe toate, zic, bă, voi puteți forma un sinod deja. Va lua dracu un trio. Trio formidabil. Toți cei lasă, le lasă în pace, că știți că nu-i bine să te pui cumul cu mintea odinită. De asta... Și o râd și eu, că n-ai cum să reacționezi. N-ai. Ele sunt religioase, dar profunzimea lor în credință este zero. Zero! Uitați-vă la noi. Câtă credință avem noi, când atunci când ne moare cineva drag, continuăm să urlăm la Dumnezeu pentru plecarea celui plecat, ca și cum n-am ști că binele este să fii în fața lui Hristos. Uitați-vă la noi. Uitați-vă la noi la reacțiile de la COVID. Vai ce credincioși am devenit dintr-o dată. Niște oameni religioși. Am descoperit că avem Biblie în casă. Era sub al 7-lea strat de praf, după al 3-lea rând, de acolo era. Și icoana era îndebarat după gămături, dar era acolo. Adică o aveam, era... Oameni buni. Credința este modul prin care Dumnezeu ne acceptă încrederea. Atât. Restul sunt poveștile noastre. Părinte, pornind de la ideea că singurul joc de noroc acceptat de biserică, m-a sprins, singurul joc de noroc acceptat de biserică este căsătoria, credeți că este greșit să nu ne grăbim cu aceasta? Acum, dacă aveți 58 de ani, vă recomand totuși să încercați. E cam bancul ăla cu Șloim săracul, care era un om foarte evlavios și religios și se tot ducea la zidul de la Ierusalim și spunea, se tot bătea acolo, Doamne, dă-mi un câștig la loto, Doamne, dă-mi un câștig la Adonai, Iahve, cum i-o fi zis el acolo. Băi, a trecut 10 ani, 20 de ani, continuă ăștia toți, bă, ce credincios ești, Șloim ăsta, băi, uite cum se roagă el la zidul de la Ierusalim, și Domnul nimic, bă, uite cum se roagă el, și pe patul de moarte cade acolo, aproape, face un AVC în fața zidului, ce, Doamne, te-au rugat toată viața să-mi dai un câștig la loto. Și se aude din cer, Șloim, cumpără măcar bilet. Trebuie să și faceți ceva. De ce vorbește lumea că e posibil că războiul ar fi între NATO și țările ortodoxe? Este adevărat? Păi lumea vorbește ca și cum noi n-am fi în NATO. Știți? Ca și cum grecii n-ar fi în NATO. Ne place nouă să creăm niște...
suntem adepții complotului, le știm noi pe toate. Păi, habar n-avem să facem F de X de X la radical la minus 14. Nu, nici mai știm, vă spun eu, jumate din oamenii ăștia care își dau cu părerea nu mai pot să explice o matrice matematică. Dar le știm pe toate. Să ne ferească Dumnezeu de ăștia care le știu pe toate. Vă dau scris. Să vă feriți de oamenii care le știu pe toate. Când mergeți la sfat, deci dacă vreți sfat pentru durerea de picior, nu mergeți la aprozan, să bună ziua, aș vrea un sfat dacă se poate. Mergeți la medic de obicei, nu? Mă rog, sau la Baba Rada din capul satului, care pune oasele la loc. E drept că piciorul drept e la piciorul stâng și piciorul stâng la piciorul drept, dar nu contează. Nu. Eu unul sunt sătul. Mai cu seamă după ce am văzut oamenii morți pe străzile din Ucraina. După ce am simțit în cerul gurii mirosul de cadavre arse de la explozie. Până aici am e. Deci mecherii care fac pe anonimii pe Facebook și își dau cu părerea. Mi-e scârbă, vomit. Acum ar trebui să ne suflecăm mânecile, să mergem să frământăm cozonac pentru ucrainieni și pentru ruși, dacă e nevoie. Toată intelectualitatea rasată de pe Facebook. Ciuca pix, nimic. Zero. Zero. Cum au fost la COVID, lași, fără voce și fără verticalitate, așa au rămas și acum. Adevărul e că e nevoie să ne suflecăm mânecile. Știți de ce îi ajutăm noi cu drag pe ucrainieni? În speranța că Dumnezeu, văzând iubirea, nu ne trimite războiul lor. Atât. De ce după moartea copilului nu mă pot apropia de Dumnezeu? Pentru că încă vă doare. Aveți tot dreptul să nu vă apropiați de Dumnezeu. Încă vă doare. Eu în urmă cu ceva ani am fost la o mormântare în care a murit, tatăl a murit joi într-un accident de mașină și mama a murit duminică. A, nu, tatăl a murit de cancer joi și mama într-un accident de duminică seara, grăbindu-se să ducă de mâncare la copii ceva primit, a lovit-o trenul. A intrat în mașină, nu s-a asigurat. Și m-a dus marți la mormântare. Luni seara n-am apucat să merg la privechi, dar marți era în mormântare. I-am luat pe toți cei patru, aveau patru copii. I-am scos pe cei patru copii din cameră, ne-am dus în ultima cameră din casă, am pus un student și am zis, băi, nu mi-ești de aici, deci când îți dau eu ordin, ne-am închis în ultima cameră și acum, ne-am zis, acum certați-vă cu Dumnezeu. Acui de ceartă cu el? Ziceți-i ce aveți să-i ziceți. Pe ăla mic, care părea cel mai nevinovat, bai de cap, expert, frate. Ce ceartă trasă la cu Dumnezeu. După orele am zis, v-ați răcorit? Îi așteptau afară, venisele pompele funebre, ne făcea din farul, nu erau acolo. De parcă mormântarea e o chestie de băgică, hai să-l ascundem pe ăsta repede că ne deranjează. Nu? Cam așa e. Ori nu e așa. Și am întrebat, acum sunteți dispuși să facem mormântarea? După o oră jumate de bodogănele au zis, da. Și noi așa am făcut o mormântare. Sunt cenzuri pe care nu avem voie să le aplicăm. Un copil și o mamă și un tată au tot dreptul să fie supărați când unul din ei lipsesc din matematica asta. Dar vreau să vă zic un lucru. Se spune că un soț fără soție este văduvă. O soție fără soție, văduvă. O mamă fără copii, să știți că tot mamă este. Bine? Dumnezeu nu-i supărat pe dumneavoastră cât sunteți dumneavoastră supărată pe Dumnezeu. Fruntea sus. Credeți-mă pe cuvânt. Uitați-vă la noi. Popii vă înțelegem că purtăm rochii tot timpul, da? Deci vă spun eu, Dumnezeu nu-i supărat pe dumneavoastră. Unii dintre români au făcut vaccinurile cu scrut experimentale. Mă rog. Acestea se pare că sunt periculoase. Ce ar trebui să facă cei care au făcut aceste vaccinuri? Să se roage. Ceea ce ar trebui să faceți în fiecare zi. Iertați-mă că vă spun. Dar puteți merge pe autostradă de la Pecica la Arad și să vină unul nevaccinat din spate și să vă arunce vreo 25 de metri în față pe bază de experiment. Trebuiați cu prostiile, dar ce murim când vor oameni sau suntem în mâna lui Dumnezeu? Dumnezeu ăsta nostru chiar lipsește Dumnezeu din economia lumii în care trăim? Dar depinde numai de american pe bun? De Facebook? Știți, râdeam la un moment dat că am aflat și eu cea mai faină definiție a meseriei. Știți ce este meseria? Ce poți face după ce s-a tăiat curentul? Nu, pe papagalii ăștia care își dau cu părerea, dacă le tai curentul, unde mai vorbesc? În WC-ul, în găleată, în ligheanul de spălat pe picioare, dar și acolo e nașpa că nu e apă caldă, adică... Să fim serioși, veniți-vă în fire. Chiar lipsește Dumnezeu din cultura noastră? Chiar numai Dumnezeu nu mai încape în economia mântuirii noastre? Nu spune Sfântul Apostol Pavel, și de trăim și de murim ai Domnului suntem. Până la urmă, eu m-a scăpat gura să zic unei personalități marcante din România. Aveți grijă că ați amenințat cu moartea poporul la cărui
deliciu de felul 3 este coliva. Băi, eram sănătoși până acum câțiva ani. Când mâncam colivă la Parastas, eram sănătoși. Serios. Aveam conștiința. Băi, ne curățăm și noi, ne ducem și noi. Doar cimitirile noastre nu sunt aruncate undeva să nu le vedem. Sunt aici, lângă noi, incinsuri, la pe stânga acolo. Bă, chiar ordona cimitirul Fericitării. Nu? Sunt cu noi. Tata e cu noi. În urmă cu ceva ani, când, chiar în anul în care tata s-a stins în noiembrie, în decembrie, a trebuit să ducem pianină pentru o domnișoară care locuia la mine și care este fiica mea. A primit o pianină. Nu mai eu știu cât s-a chinuit săracul Sfântul Nicolae. A sunat la toți posibilii producători de pianină, greu de tot am descoperit. Și la un moment dat, pianina a trebuit să fie împinsă spre camera ei, pentru că Sfântul Nicolae nu se poate nici el descurca săracul, chiar așa cu toate, știți? Și când am dus acolo, eu n-am fost martor că eram eu privegheam la Sfântul Nicolae și la un moment dat am împins împreună cu o parte din studenții mei o perdea așa deoparte să ne uităm care e reacția distinsei pianiste. Era foarte emoționată, nu că i-a adus cadou Sfântul Nicolae pianina, ci că pe lada plină de praf care învelise pianina, a văzut niște mâini care semănau cu mâinile tatei. Și a spus, cetea s-a îngropat bunicul la Sfântul Nicolae în șchei, să-l ajute pe Sfântul Nicolae să dăruiască daruri. Dacă un copil poate să gândească asta, mi-e rușine de adulții care nu sunt în stare să gândească asta. Sau celălalt ocupant al departamentului Necula Forever, Fimiu, care acum să știți că dacă mă aude chiar mă bate, era mictitel, nu era foarte mare și a murit o vecină de-a noastră și a trebuit să-i dau câteva indicații despre moarte în ciuda faptului că nu e așa societatea civilă, ne-a certat că învățăm pe copii despre moarte la ora de religie, noroc că i-am învățat noi când au apărut listele cu toți care au murit, ce ne făceam dacă copiii nu știau despre ce e vorba, dar mă rog. Și stând el așa meditând, mi-a spus una cât 1000. Zic, băi, tată, știi ce mă gândești? Ce te gândești, mă? Urâtă-i viața fără moarte. Urâtă-i viața fără moarte. Ăștia care trag de ei să rămână în viață cu orice preț. Credeți că sunt niște oameni fericiți? Nea. Ăștia care bagă în ei tone de pastile, de gesturi de-astea, de să se mențină. Credeți că sunt niște oameni fericiți? Nea. Nea. Eu mi-am asemenit de bunica. Bunica a dus un cancer 36 de ani. Și o întrebam, băi, bunică, nu te doare? Ba da, mamă, mă doare. Dacă mă doare tare, adorm. Nu mai aveai ce să-i dai. A adormit la un moment dat și nu s-a mai trezit. Atât. Vă rog, uitați-vă la morțile noastre prin ochii lui Hristos. Dumnezeul ăsta care ne iubește mai mult decât ne iubim noi pe noi înșine. Care ne vrea mântuirea mai mult decât o vrem noi. Noi suntem niște tâmpițoi așa cu aere. El chiar vrea să ne mântuiască. A murit pe cruce, a înviat și a de de-a dreapta Tatălui. Culmea, iarăși va să vină să ne ajute să ne mântuiești. Noi nimic, dă cu părerea. Băi, aveți senzația că Dumnezeu ăsta care a fost înomenit în mijlocul nostru ne vrea așa bătuți de vânt și răniți de toate cele? Nu. Și de trăim și de murim ai Domnului suntem. Asta e regula. Și aici e o întrebare care ce părere aveți despre icoana de la Soemlac în condițiile în care anumiți preoți o consideră o escrocherie? Le doresc să-l viseze pe Părintele Arsenie noaptea și să le explice el cum e cu icoana din Soemlac. Ba mai mult, dacă se poate în timpul dumnezeieștii liturghii când se împărtășesc, să apară Părintele Arsenie și să întindă mâna că vrea și el să se împărtășească. Am insistat astăzi în rugăciunea de dezlegare de la Parastas, am citit și a doua rugăciune de dezlegare de la înmormântarea preotului, sublinind că nimeni n-a putut să ia preoția de la Părintele Arsenie. Să fim serioși. Hoții de preoție nu pot lua preoția de la oamenii care n-au vrut să o fure. Să fim serioși. Așa că le doresc să-l vadă pe Părintele în sobor lângă ei, cu crucea aia faină, cum apare în fotografia cu barba, să zică, am vin. Acum întreabă-mă. Că știți că la a doua venire așa o să fie.
ne dăm noi cu părerea de Sfântul Ioan, de Sfântul Vasile, de ăla, de Sfântul cât a suferit Sfântul Nectarie, săracul. Într-atât încât parșivia din portul Pireu nici nu l-au lăsat să-l ducă în biserică, arhiereu fiind. L-au pus la ușa bisericii și acolo trupul lui s-a vădit a fi cald și mișcător și oamenii au venit să îi se închine. E drept că uneori slujbașii bisericii, slugile din biserică, nu știu ce înseamnă sfinții. E drept. Când ești în slugărnicie continuă, nu înțelegi sfințenia, n-ai cum. Și atunci, acolo în fața Bisericii Sfintei Treimi, Sfântul Nectarie, nu doar că și-a plimbat mâna și se puteau binecuvânta oamenii cu ea, ci a și făcut minunea aceea celebră de a uni pe oameni care păreau dezbinați până la capăt. Știți ce mi se pare fundamental? Când Părintele Arsenie a ajuns la Prislop, să nu uitați că Prislopul era o încercare a Bisericii Greco-Catolice de a rezista pe poziții. Doi oameni au reîncărcat euharistic Ardealul. Părintele Arsenie la Prislop și Părintele Ioan la Regea. Ei sunt îngerii euharistici ai Transilvaniei. Ăsta este adevărul. Ei bine, după ani de zile, văd între cei care îl admiră pe Părintele și se roagă lui foarte mulți greco-catolici. Omul arată că știe să facă pacea, că știe să poarte pacea, că poate să dăruiască iertare și poate să dăruiască pace. Ce minune mai mare decât asta vrem? Ce minune mai mare decât asta vrem? În ce argument mai sfânt al existenței lui între noi? Că despre icoana din Șemlac, Dumnezeu să-i dea sănătatea lui nenea Simeon și soției, să vă dea Dumnezeu sănătate, să nu faceți spectacol niciodată din icoană, ci doar să știți că ea există și știți cum e ca în cântecul ăla. E ca o inimă care bate, 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 bate. Noi ne umduce, dar inima din icoana aia bate, bate, bate. Se spune că la un dat o icoană de a Maicii Domnului din Transilvania a fost supusă atenției Procuraturii Generale de la Viena. Și au venit bățoșii ăia de Austro-Ungar, niște prieteni astăzi cu noi, după cum ați auzit, vicecancelarul sau cancelarul adjunct e chiar prieten cu noi, și s-au dus să facă anchetă cu armată, cu... Există consemnată povestea. Și s-au dus, s-au cercetat, au pus lentila, am auzit că și aici au băgat deștul în icoană să vadă, știi că poți să bagi deștul oriunde, dacă n-ai suflet, n-ai suflet, tata. Și au cercetat ei colo, colo. E? Când i-au chemat pe oameni din biserică și azi ne pare rău, cercetările noastre întreprinse, cercetătorii britanici nu erau așa la modă, dar aia ai lor erau. Laboratorul nu știu care, asta nu este o icoană făcătoare de minute. Lumea nici nu. Bine, bă, dacă vă ziceți asta. La care un copil, ce nenei? Zice, n-am văzut nimic sfânt în ea, nu e nimic. Ce nenei, nenei, un copil. Ce vrei, măi? Ce, da, zice, n-ați văzut nimic sfânt stând în picioare. Dar dacă stați în genunchi? Și când s-au pus tot în genunchi, într-adevăr, au văzut lacrimile care curgeau din icoana Maicii Domnului. Băi, oameni buni, toate icoanele noastre din casă sunt făcătoare de minuni. Vă rog frumos, încercați. Faptul că după o noapte grea, cu suferință, un bolnav ne salută bună dimineața și își primește tainul de pâine pentru o zi, e o minune. Faptul că ne pleacă copiii la școală și vin bucuroși. Știți cum merg ei la școală? Unde te duci, bă, la școală? De unde vii? De la școală aia. Se bucură când vin de la școală. Noi ne bucuram când mergeam la școală. Nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat. Aduceți-vă aminte faptul că vă vedeți cu un prieten cu care nu v-ați văzut după ani de zile și vă recunoașteți. E o minune. Faptul că dați mâna cu un vecin pe care nu-l înghițiți, că nici nu e obligatoriu să ne înghițim toți. Vă dați seama ce grași am fi? Dar reușim să-i spunem bună dimineața. Cu fermitate și cu liniște. Asta arată odată în plus că sunt minuni în fiecare clipă din viața noastră. Și apoi mai e un lucru și cu asta încheiem că ne bate ceasul. Vreau să vă rog frumos să credeți în Dumnezeu. Refuzați dialogul cu proștii. Vă rog, nu mai pierdeți timpul. E atât de limitat. O băbuță s-a urcat într-un autobuz și a mers, până a venit o demozelă de asta buzat oboraxată și i-a pus papornița ei Armani sau Gucci ce-o fi avut pe umărul băbuței și dă-i. Și asta săraca tot s-a dat deoparte. După aia a pus încă o geantă că ea tocmai fusese la Mark and Spencer și-și luase și pac, a pus-o și pe aia pe băbuța nimic, da? A mai pus ceva pe aia, a mai pus ceva. Și la un moment dat
Întreabă aia, băi, mamaie, matale, nu reacționezi, ești cu capul. Zic că nu pot să mă cert, cobor la prima. E scurt timpul în care putem să ne împăcăm. Unii cred că pot să-și bată joc de noi cum vor, pentru că vor avea ei cândva timp să ne spună, de fapt, ce gândesc în raport cu noi. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Care bate, bate, bate. V-ați gândit că după ce noi vom fi luați și duși în pământul din capătul locului unde ni se pare că suntem liberi, vor rămâne pe pereții caselor noastre icoanele în care bate inima Sfinților? Că noi nu mai fi, dar inima care ne-a ținut în viață o să fie în continuare. V-ați gândit o clipă că avem morți mai vii decât cei vii? Nu e așa? Că dacă vă zic acum vanilie, vă gândiți direct la bunica și la... Nu? Ea e moartă de ani de zile. Da? La mine Aradu a avut prima dată gust de prăjituri. Știu eu de unde. Serios. Aveam o colegă, am o colegă, nu m-am dezmințit niciodată de ea, am o colegă care ne aducea prăjituri. Și când zic prăjituri, zic Arad. Serios. Bate. 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 Când tata s-a stins, deținuții de la Codlea i-au trimis cadou să-i pună... Tata a fost frizer în miliție și apoi în poliție. Și la un moment dat i-au trimis cadou o inimă făcută din zeghe. O inimă care bate, bate, bate. Nu rezistăm decât pentru inimile care bat, bat, bat. Iar prima inimă care bate pentru noi e a Mântuitorului, să țineți minte. Nu vă mai temeți. Vă îndemn, dacă tot vreți să postiți de ceva, apăsați pe butonul ăla insistent și nu-i mai priviți pe cei care vă învață că ne poate sta inima. Și dacă ne stă, ce? Oricum nu moare nimeni, nici de cancer, nici de clonț. Toți murim de stop cardiorespirator. La toți scrie așa. Continuați să învățați să vă bate inima după moarte. În coșul pieptului copiilor noștri bate tot inima noastră. În coșul pieptului nepoților noștri, tot inima noastră. Nepoții noștri se uită la tablă, la matematică, cu ochii cu care se uitau bunicii noștri. La ceaslov. Și la lampa de gaz. Și la răsăritul soarelui. Suntem aceiași. Așa că vă rog frumos să fiți instituția care bate fără să facă răni. Care bate, bate, bate. La Semlac eu socotesc că icoana Părintelui, povestit așa de frumos de Părintele Nicolae Dala aici, e o cărticică la care eu am făcut doar prefața. Atât de bine mi-a picat și de-aia am spus astăzi că eu am ajuns prea târziu la Semlac, am întârziat. Am învățat odată în plus că la Părintele Arsenie nu trebuie să te miri de nimic. Credeți-mă, în stare de orice. Le doresc succes celor care nu cred, îi fericesc pe cei care cred și mai cu seamă îi fericesc pe cei care, stingându-se din lumea aceasta, au văzut cum bate inima Părintelui și de dincolo pentru noi. Așa că, vorba rușilor, good luck! E bine să-i lăsăm pe fiecare în legea lor și mai e poate lucrul cel mai important. Astăzi am avut sentimentul normalității bisericii cum nu l-am mai avut de mult. Sentimentul că toată răutatea lumii s-a oprit în zidurile bisericii. Ei, el, Sfântul Gheorghe, mă, Sfântul Ioan, dar nu cred că poate chiar așa de mult. Doamne, iată, aseară a fost la Sfântul Gheorghe, la altă biserică. Dar știți cum? Toată răutatea lumii se oprea în zid. Iar noi acolo eram un grup de oameni fericiți. Vă implor, faceți-vă fericiți în liturghie. Nu vă mai luați după toți. Ochii deschiși. Dumnezeu nu ne cere să fim nici proști, nici iraționali. Ne cere doar să vedem. Să vedem cum bate inima Lui pentru noi. Așa că succes, binecuvântare. Zic și eu ca interpretul, a zis, cu vroia noroc la iar maroc. Iată, mă, știi, cum ziceam, ai dracu' pop, nu se mai satură. Vreau să știți că noi nu trăim într-un iar maroc, ci într-o lume în care legea de bază este voia Lui Dumnezeu. Așa că, dacă nu vă e greu,
rostiți din când în când: Doamne, ajută-mă să voiesc voia Ta. Ajută-mă să voiesc voia Ta. Vă mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez. Vă doresc... Vă doresc sărbători cu pace și să înțelegeți lucrul cel mai important. Dintre toate darurile pe care le putem da lui Dumnezeu, inima noastră e cel mai de preț. Când nu mai aveți ce să-i dați lui Hristos, dați-i păcatele. Se va bucura. Vă dau scris.